Bună ziua, dragii mei! Suntem din nou la un podcast, în nou studio aici. Vreau să vă spun că după ultimele postări pe TikTok am fost azi la târgu, pseudo târgu de Crăciun din, din București. Am rămas total dezamăgit și mi s-a părut că la o capitală europeană ca București, cu un buget de 2 miliarde de, de euro nu poți să-ți bați așa joc de cetățeni. Lumea tot timpul mă întreabă dacă candidez, dacă fac politică, dacă am ceva cu Nicușor, dacă sunt PSD, dacă sunt cu aur. Nu sunt nimic, n-am făcut politică, nu sunt membru de partid, nici n-am de gând să fiu vreodată. N-am de gând să candidez, dar promovez onoarea, respectul, cinstea, corectitudinea și respectul față de oameni. În momentul când ai un târg așa de mizerabil cum ăsta din față de la Casa Voporului, înseamnă că nu-ți respecti cetățenii care te-au votat. Asta e problema mea și de-aia am luat atitudine, și am, am postat. Am un invitat surpriză, chiar mi-a solicitat pe TikTok să, să am un dialog cu el, Călin Donca, pe care îl știți de pe, de pe TikTok și de, de pe, din, mediul, din mediul online. Am avut niște clinciuri la început din cauza, din vina mea, pentru că eu n-am memorie și nu ți minte numele și că Lin s-a supărat puțin și mi-a reproșat, dar eu chiar l-am convins acum, că sper că s-a convins că n-am mințit și că chiar nu, nu știam numele. Acum mai știu numele, l-am și chemat aici cu, cu, mine. Vrem să lămurim niște, niște lucruri, vrem să vedem cum, cum, se derulează o afacere cu, cu energie și vorbim și de familie, că Lin are cinci copii, am și eu 2 băieți și trei nepoți și... Discutăm de familie, de business, de viață, de istoricul nostru ca oameni de afaceri și ce-o mai, ce mai veni Salut Călin, mă bucur să te văd Mă bucur că am venit și mulțumesc Cu mare drag, noi deja ne-am întâlnit cu Călin, ne -am, am luat un prânz împreună și Călin mi-a propus să facem un podcast Am zis de ce nu, suntem doi oameni normali care nu avem nimic de a ascuns și discutăm liber și... Aș vrea să începem cu subiectul ăla, m-a luat de tine între ghilimele, că eram contrariat cu cei 10.000 investiți în, în, panouri și cu 500 de, de euro pe lună, acolo mi-a dat, mie, mi dat cu virgulă ca om de afaceri și vreau să-mi explici tu de unde a venit chestia aia cu 10.000 pe lună și cu, cu 10.000 investiți și cu 500 pe lună. Da, era făcut în luna august acel exemplu și în luna august am avut un preț pe Opcom, pe PZU, de 2000, ce e că nu, Eu sunt praf, adică nu știu deloc nimic terminește, știi? Bursa de energie și tot ce se, se tranzacționează în România pe energie se face pe OP.com, așa se numește site-ul, okay. operatorul de piață în domeniul energiei. Iar în luna august a fost un preț, zic eu, record pentru contractele pe PZU de 2500 de lei. Okay. Și dacă este să raportăm că un megavat, ca să-l construim, costă un milion de euro... Iar din acest milion de euro se produc undeva la 100 de megawatți pe lună, raportat la 2500 de la 500 de euro, iasă. Deci la un milion iasă 50.000 de euro. Dar ai doar temporar, periodic, da. adică nu e pe termen lung. A fost adică una respectivă, a tu fost... n-ai putea face un contract cu un om să zic, domnule, îmi dai 10.000 și de acum înainte un an de zile îți dau 500 pentru că ai pierde, adică, până la urmă, ai ieșit pe minus, nu? Da, noi toate contractele care le facem sunt legate de prețul energiei, și spunem lucrul acesta către toți cei care sunt interesați. Faptul că dacă prețul energiei crește mai departe, cu toții câștigăm. Scade. Asta este, este o cursă. Câștigăm ca business, oricum. dar pierdem acasă la facturi, nu? Da. <laughs> na. În această perioadă, eu nu sunt privit de multă lume cu ochi buni, pentru că eu mă bucur că prețul crește, crește, prețul energiei și dar oamenii... o țară oamenii... întreagă suferă. Și, na, cumva, pe de o parte, îmi pare și mie rău că am neamuri prieteni și îmi spun, uite că mi-a venit factura 4.000 de lei în loc de 500 de lei, 1.000 de lei. Ce se întâmplă? Ce facem? și din păcate nu sunt foarte multe soluții ce se pot lua în această perioadă, că deja lucrurile au ajuns la un nivel, numai acum nu mai putem să soluționăm. Și acum mai primești investitori, adică omul mai poate să depună o sumă, cam ce gen de contract face, adică cam ce garantezi lui pe un termen mediu sau lung sau cum se procedează? Pentru ca să ne complicăm cu acționariat în firmă, am găsit o variantă de două contracte în primul contract, noi practic vindem panourile către client. E un contract de vânzare-cumpărare simplu. Iar al doilea contract este de închiriere. El ne dă nouă panourile închirie, Iar noi luăm panourile practic și le punem deci, în Deci prima dată tu îi le vinzi. Da. După care el, proprietar al panourilor, ți le închiriează ție. Da, exact. Ca să fie cu o legal, sumă fixă, cu o sumă variabilă sau cum? Cotă parte din producția care se face în parc. Adică în fiecare lună noi primim de la furnizorul de zonă, să zicem că s-au produs... 40 de MW, primim, nu știu, 10.000 de euro sau 20.000 de euro, dau un exemplu. Atunci, dacă el are 10% din parc, ca și panouri, atunci el va primi 10% din ce am primit noi. Minus, avem un cost de administrare de 15%, cumva acela este și profitul nostru. Și în plus, profitul nostru este că vindem panourile, că noi asta facem. De unde luați panourile, Cărin? Cele mai bune panouri în toată lumea sunt livrate de către cei de la Longi, e cea mai mare companie de panouri din lume. Și din China, bineînțeles. Am văzut că, chinezii sunt foarte buni pe panouri, nu? Sunt cei mai buni în lume și secretul care este? Voltajul. Foarte multă lume nu știe la ce se uită când e vorba de un panou. Sunt branduri noi, nu știm care este bun. Și atunci, ceea ce trebuie să ne uităm este la voltaj, pentru că cu cât are voltajul mai mare per panou, cu atât pornești invertorul mai repede dimineața. Și cum poți să verifici că voltajul la într adevăr e cel real? Adică, de exemplu, firmele care vând mașini electrice zic că autonomie 550 de km, dar dacă mergi poste la oră are 200 de km autonomie. Și eu nu vă pricep că nu sunt a tehnic, sunt, sunt a tehnic. de te drept pe tine, știi? Din păcate, poți să le verifici doar după ce le-ai montat și trec 3-6 luni de zile, asta e problema. Noi mergem foarte mult pe brand, știm pe cei de la Longi, în sensul că le-am folosit ani de zile și Longi și alte branduri. Da, am... ești mai vechi în business ăsta cu panouri, nu? Da, eu nu știu, eu, adică am studiat. Ani, noi de 8 ani lucrăm în domeniul energiei în 2014, de când s-a dat drumul la liberalizare, 2014. Și am început ca și furnizori și ușor, ușor am trecut până la producție, pentru că în perioada anterioară, tot ce este furnizarea România... Cum e... ți-a venit ideea cu chestia asta? Adică de unde ți-a venit ideea? Cu panourile? Da, cu energia, da. da. Uh, un prieten de-al meu tot mă chema la plimbare cu snowbilul sau cu barca. Și am mă, dar tu mă chem la plimbare miercuri, tu nu lucrezi? Și ce le eu am parcuri alea iese soarele, eu văd de treabă. Și atunci, în, na, dorința mea de a găsi mai mult timp, mai ales cu copiii, pentru că cresc foarte repede, am mers spre zona aceasta, a producției de energie. Iar, ținând cont că eolianele și hidro sunt puțin mai costisitoare, am ales să merg pe partea de panou. Și chiar n-ai de făcut nimic? Adică ai dat drumul la parc și el merge singur, bagă curent, vine ban, în cont? Adică nu, nu trebuie oameni angajați să verifice, să... Ai nevoie de angajați să le da, câteodată trebuie spălate. Terse, spălate. Ele au un strat de ceramică, cele care noi le folosim, o peliculă de ceramică și nu stă mizeria pe ele prea mult, mai ales că noi le punem în zone mai umede. Nu mergem spre Dobrogea unde este foarte mult praf. În mulți spun de ce nu le punem acolo. Pe nu le punem acolo pentru că ele funcționează bine la 23 de grade. Acolo au că merg 4 -4. bine eolienele pentru că e vânt foarte mult în două da. și în partea. Aia, sunt foarte, foarte multe parcuri eoliene. Sunt foarte multe parcuri și din păcate nu mai e loc să mai pui nimic pentru că rețelele sunt foarte încărcate. În plus, eulienele nu ne-au atras deoarece am avut în administrare și foarte multe probleme. Iarna se pune gheață pe pale, trebuie să le uh, modifici manual, ai nevoie de echipe de intervenție, sunt mult mai costisitoare. Și pe panouri, dacă se pune zăpadă, cum o dai jos? Adică, dacă se pune zăpadă pe panouri, trebuie dată manual sau așteptat? Acum, în funcție și de unde este parul. Și aștepta dacă este par două săptămâni, alea nu mai dau curent? Nu, nu mai dau. Ele sunt... Nu, da. mă gândesc că eu vreau să pun acasă, știi? Și mă gândesc că dacă mă conectez la panourile alea și nu mai am curent, adică... Bateriile da. cât, dacă îmi pun baterii, cât țin bateriile? Adică mai mult de 24 ore nu cred că țin, dacă nu... Țin nu... mai mult. Țin, țin mai, mai mult. mult? Pentru că bateriile, de exemplu, cele care noi le comercializăm, sunt de 5 kW bucată, pot să fie puse 3, 15 kW... Acum, în fiecare în cât timp folosește 15 kW. Dar se vede pe telefon exact cât mai este din baterie, totul este foarte automatizat, iar panourile au, cele care noi acum le avem, ultimele modele, sunt părțite în două, astfel încât dacă e zăpadă pe partea de jos, să nu oprească și partea de sus. Deci, cumva, sunt destul de optimizate. În plus, la cea mică rază de soare, ele fiind închise la culoare, se topește foarte repede de pe ele. Mm -hmm. Și, ținând cont că pe acoperiș este și anumit unghi, nu prea stă zăpadă, iar în România, la ultimile ieri care le-am avut, nu mai fost, nici nu prea mai fost zăpadă. Am auzit și denumire de panouri fotovoltaice și panouri solare. Care e diferența între unul și altul? Panourile solare... Iar nu că te întreb întrebările astea stupide, dar eu chiar n-am nicio... nu sunt stupide. Sincer, și eu la început ziceam panouri solare. Eu nu știu nimic, adică habar n-am. Și am fost vreau corectat să, la un moment dat. Vreau să înțeleg și vreau să oamenii care sunt la noi la fel să înțeleagă despre Poate ce e vorba. Panole fotovoltaice sunt cele care produc curent, solare sunt cele care funcționează cu apă pentru ca să se încălzească mai departe un circuit. Cele care au tuburi, sunt panouri solar. solare. Na, iar celelalte care sunt pe energie sunt panouri fotovoltaice. Aha. Dar foarte multe lume le spun solare și la acestea și parcă nu sunt, nu e un termen greșit, că totuși are legătură cu soarele. Cu soarele, da, că funcționează doar pe bază. Dar astea fiind fotovoltaice, dacă nu e soare și norat, tot funcționează, tot adică funcționează. Că e lumină, nu? Tot e lumină pe ele, Dacă uh, că nu dau așa mult uh, randament, nu? De exemplu, acum în Brașov este foarte, foarte norat și dacă eu să mă uit la panoul meu de acasă și acum... Așa cum funcționează, mi-a produce 3 kW. Adică... Tu ai bateria acasă sau ți-ai băgat în rețea și după aia primești pe compensare? Și, sau? și dacă avem baterii, cu aceste invertoare sunt hibride. Și atunci noi Ce înseamnă invertor? Invertor este aparatul care ia curentul continuu de la panouri, că el funcționează pe curent continuu, pe curent continuu, după care îl schimbă în curent alternativ. Și atunci ai nevoie de acest aparat care cumva inversează din curent continuu, un curent. Eu credeam că. Am auzit terminul, am crezut că ai nevoie de aparatul ăsta ca să baci curent în rețea. Nu, nu, nu. Nu, nu are nu, treabă. Nu, nu. Pentru, pentru injectarea curentului în rețea se face automat direct, însă ai nevoie de un alt aparat, pe lângă lucrul acesta nu prea este știut și, din păcate, prima dată când am mi-a pus eu acasă panouri, nu am știut acest lucru și venea factura mai mare decât înainte să-mi pun panouri. Și mai este încă un aparat care se numește Smart Meter. Și smart Meterul este cel care are niște senzori care se pun pe fazele care merg spre rețea, decide ce să introducă în rețea și ce să introducă la tine acasă. Și de asemenea, el comunică astfel încât dacă nu avem contorul până când vine distribuția să-ți monteze un contor, trebuie să montezi și un contor după ce ai instalat panourile, cu dublu sens, ca să vadă când injectezi în rețea. Ei, dacă nu ai acel contor, și n-ai smart meter, practic invertorul când injectează în rețea, o să-ți vină pe, pe factură ca și cum ai fi consumat curentul respectiv. Deci, mie venea factura mai mare decât înainte să-mi pun panouri. Și cei care mi-au montat. Da, e foarte important de știu pentru cineva care spună. vrea să dea curent în rețea, știi? Da, da, unii nu aveau smart meter-ul pe stoc, nu mi-au zis, mi le-am montat, au plecat. Și eu la un moment dat am văzut că factura e mai mare. Asta în urmă cu mulți ani. Am văzut un om care e specialist, a lucrat pe afară, nu știu, prin Elveția, prin Germania, a mutat foarte multe panouri și tot filmează firme de astea care pun aiurea la oameni și au probleme. De exemplu, filma uh, o rețea de asta de panouri puse undeva pe casă și era un copac care făcea umbră și ar da. cum au ars alea din cauza umbrei au astea. Ars. Da, au ars, adică erau praf, din cauza că era umbră acolo permanent și am înțeles că s-a transmis căldura sau curentul din panourile care erau la soare către alea care erau la umbră ca să se uniformizeze și din cauza asta erau pușcat. N-am auzit așa ceva. Da, ei, caut pe TikTok și Pentru streamit. că dacă un panou, ele sunt legate în serie. Da. Deci dacă un panou nu funcționează, nu funcționează tot rândul. Deci, practic, n-ar putea ca unele să funcționeze de care care la soare eu și Eu nu care mă pricep, care la a zis. A, a arătat omul filmuleț, știi? Da. Și a zis că din cauza că colțul ăla de rețea de da, panouri era la umbră, din cauza celorlalte s-a transmis, nu știu ce, în alea și au, nu știu, habar n-am ce au circulat. Eu nu mă pricep, de-aia îți spun întrebări de genul ăsta. Noi am montat anul acesta doar vreo 50 de sisteme. Adică montăm destul de multe. N-ați montat în gospodării la oameni, adică tu te ocupi... A, și în gospodării. Da, eu vreau să sisteme în gospodării. A, eu am că strict doar de parcuri, da, nu știam că montați în gospodării. în gospodării montăm pe hale, monta și pe hale pentru prosumatorii care consumă industrial foarte mult. Eu consider că în următoarea perioadă și în piața care urmează, cine nu o să aibă la el, în industria lui, panouri pe acoperiș, nu o să facă față cu cei care au. Pentru că contează mult la produsul final, clar, factura clar, de energie. Prețul, prețul curentului. Sunt industriei nu... care consumă foarte mult. Dar uh, cât are la o hală, de exemplu, de producție, îi ajunge suprafața ca să uh, uh, producă atâta curent încât să se împarte la 4 ca să aflăm numărul de panouri. De exemplu, dacă are 1000 de metri, putem să instalăm pe, putem instala 250 de panouri, ori 500 de vați, cât este un panou, îi ajunge Se instalează duficient. cu distanță între ele sau se lipesc? Adică nu, nu, nu se lipesc. Nu uh, se lipesc. Pentru că trebuie să le prindem. Și atunci, prinderile, trebuie ca să vină pe fiecare panou două uh, Două, cu două, patru sau chiar șase. Și dacă eu o suprafață foarte mare și tu zici că în unele situații se curăță manual, cum ajung eu pe, la 15 metri mai încolo ca să... Nu prea se curăță manual, foarte rar și de ce cele din parcul se curăță pentru că na, acolo ajungi mai ușor, dar în mod normal să te urci pe hală și nu prea se obișnuiește. Și cum se procedează? Adică dacă Ele se... la ploaie se curăță. Deci în parcul nostru de la Zărnești, spre Ia exemplu... E autocurățare cum ar veni, nu? Da, trebuie să plouă. Și dacă plouă, ținând cont că ele nu au sticlă, ele deasupra, chiar dacă pare sticlă, este o rășină care să fie și rezistentă în caz de grindină sau, eu știu, alte intemperii. Dar ele se curăță de la, pur și simplu de la ploaie. Dacă plouă, este suficient. Nu, nu, mai e cum era odată. Și acum încă mai primești investitori, adică dacă cineva mai vrea să bage bani, nu? Da, încă mai primim. Noi ceea ce vrem să facem în perioada următoare să accelerăm puțin ritmul în care construim parcuri și să le avem deja gata în momentul în care primim investitori. Adică să-i arăt ceva palpabil omului, să da, nu-i vinzi da. o poveste. Da, acum noi am mers cu primii investitori la terenul unde am început să construim parculețul unde este și Dorian Acționar. La început, primul parc a fost și cel mai ieftin. Iar cu fiecare parc mărim puțin suma și pentru că ele s-au scumpit în piață. Deci, la ora actuală. S-au scumpit dacă... panourile din cauza da, cererii și oferte, nu? Da, 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 s-au scumpit enorm. Adică, n-am mai întâlnit, ele au stat cu preț fix vreo 2 ani, și acum, în fiecare transport, la fiecare transport. Din cauza războiului, cred că, puține. din cauza crizei asta de electricitate, de, de, electricitate, de centrale. Este, este o criză a energiei în lume, nu este doar în România. Este... Dar de, de unde așa brusc criza asta de energie? N-ai studiat probleme, Adică până acum a fost studiat. și dintr-o dată că nu sunt mai mulți consumatori decât erau acum 2 ani. Adică de unde e criza asta de energie așa brusc? Păi, în primul rând, dacă e să ne raportăm la România, pentru că în România e ceea ce m-a interesat, am văzut că și și a anunțat că pleacă din România, am văzut că cei de la E.ON au anunțat public că ei pierd în fiecare zi 6 milioane de lei din cauza situației de la ora actuală. De și... ce pierd? Pierd pentru că trebuie să cumpere la un preț foarte mare față de prețul la care ei au contractele deja închise. Aha. Pentru că noi, ca și furnizor, facem un contract pe 2 ani de zile sau pe un an de zile cu un client final. Punem inclusiv cu frec. ăștia care au gospodării, că iau pe oameni, să o mări da. curentul, adică dacă să o mări prețul curentului, pe cum se poate mări dacă eu în contract că 2 ani de zile nu se mărește, adică... E adevărat, însă în tot în contract scrie că pot să modifice prețul în condiții excepționale de piață și atunci ei consideră condiții excepționale faptul că s-a mărit foarte, foarte mult prețul pe bursă pe bilateral și prețul se mărește. Aici, na, nu vreau să fac politică, pentru că nu, nu pe sunt Facem tăpul. și politică <laughs> până la urmă, adică vreau să înțeleg exact ce se întâmplă, care e fenomenul, știi? Noi din 2014, când s-a liberalizat piața, am trebuia să fim obișnuiți ușor, ușor cu piața liberă a energiei, cu prețul real. Din contră, noi am fost și din cauza că au fost alegeri, și din cauza că parlamentarii poate au zis să nu lovească prea tare ah. cetățenii, tot am auzit subvenții, ajutoare și lucrul acesta a tărăgănat realitatea. Okay. S-a amânat. Iar lor actuală, din cauza situației economice din lume, nu mai poate nimeni să susțină. Am văzut acum undeva la televizor că au spus că 5 miliarde i-a costat pe ultima lună ca să mai țină de preț. Pentru că dacă intrăm pe site-ul de la Electrica, spre exemplu, cea mai furnizor din România, la contracte, prețul real este de 4,9 lei per kilowatt. Ăsta e prețul real la electrica, 4,9 lei pe kilowatt în condițiile în care anul trecut noi plăteam 0,2 prețul energiei. Deci de la 0,2 la 4,9? Da. Mamă! Da, 0,25, 0,2 0,25 era prețul 250 de lei Nu sunt taxe. niște băieți ca în spate care se joacă cu chestiile astea. Adică... Ne-am gândit și noi, însă e o situație globală. Deci nu e doar în de România. Băieți care se joacă la nivel global, nu se joacă la nivel de România. Adică... Asta, este, asta este posibil. Nu știu, am văzut că până și cei care au petrol din Arabia, din Liban, au mărit prețul la ei în țară. Adică dacă și în țările respective s-a mărit prețul unde petrolul e, dai cu piatra și sare petrol, înseamnă că este ceva acolo și ne îngreunează foarte mult economic. Pentru că văd ce o să urmeze. Eu nu înțeleg, pentru că ți a zis, dacă nu, nu, nu se consumă mai mult, de ce ar fi criza asta de energie? Asta nu, mă depășește pe mine puțin. Poate, nu? poate că ideea de criză nu este chiar criză, este criza prețului de energie. Iar dacă noi să ne uităm economic, macroeconomic, noi ca și țări am fost obligați ca să reducem poluarea, ca să închidem anumite metode de a produce energia poluante, cum sunt termocentralele. Spre exemplu, România a primit 22 de miliarde de la Uniune ca să închidă termocentrale și să facă parcuri Știu, fotovoltaice. Da. Au cam uitat să facă. Au făcut parcuri. prima parte, dar n-au făcut a doua, nu? Da. Deci au închis alea și nu au făcut parcurile fotovoltaice. Acum, le închide. acum a început să se închidă. Deci acum a început să se închidă termocentrale și până în 2032 trebuie să închidă o cantitate foarte mare, care noi nu putem să o balansăm cu producție eco sau producție non-poluantă. Așadar, prețul energiei va crește mai departe și anul următor. Iar ceea ce am auzit acum din nou la televizor, că de la întâi se dorește plafonarea la 1,3 pentru industrial și 1 pentru clienții casnici, iarăși mi se pare imposibil. Chiar asta era următoarea întrebare, că am văzut și eu la televizor, să nu mă pricep deloc, că vor plafona prețul la energie. Din moment ce tu, ca și producător de energie, o să produci cu 1,5 și statul plafonează la 1,3, ce o să faci sau cum, cum o să procedezi? ei se gândesc că producătorii, atât ce au făcut investiția, nu mai au alte cheltuieli care să le fă, plătească mai departe. Nu ei pot să plafoneze. Dacă omul a făcut investiția, pe ei nu-i mai interesează tu că îți recuperezi bani în 20 de ani. Însă, ceea ce se întâmplă este să dăm la o parte o grămadă de investitori, o grămadă de persoane care ar fi venit în țara noastră să investească în parcuri, nu mai primi nici certificate verzi și atunci nu mai este rentabilă investiția în energie verde. Respectiv, prețul o să crească mai departe pentru că nu sunt surse de unde să se producă energia. În plus, lucru mai puțin știut este că noi putem să tranzacționăm pentru că ei ce au făcut cu suprataxa pe energie? Au zis, tot ce se vinde la peste 450 de lei pe bursă, impozităm. Da? Impozit. Și atunci, la un moment dat, producătorii au zis, da, nu am putea oare noi să vinem direct în alte țări? Și se poate. Este legal, putem vine în Uniune, că suntem în Uniune, și atunci noi cumva evităm bursa din România și evităm să dăm energie în piață. Păi da, dar fiind criză o să zic că, bă, cum au zis cu alea, nu mai exportăm greu, că avem noi nevoie, nu mai exportăm energie că ne trebuie nouă, că nu avem destulă și trebuie să o vinzi cu 1,2. Tu, ca producător de energie, care o produci cu 1,5, ce faci? Cum te scurci? Da, nu ne costă, pe noi ne costă să producem. Pe noi ne costă investiția, amortizarea. Mă rog, atunci, dacă chestia este. e ei au zis dacă na, amortizați în 20 de ani este problema voastră. Bine, legea asta este doar pentru producători și este în special pentru producătorii care până în 2022, adică până în 2021 au dat drumul la parc. Cei care au construit parcuri în 2022 nu, vor, nu sunt impozitați și nu vor ah. Și cei care fac anul viitor. Lucrul ăsta iarăși nu este știut, eu sunt tot întrebat, noi ce o să facem? Pentru că oameni care au investit spun, noi ce o să facem cu legea asta? O să primim și noi bani puțini? Și primul în primul rând prosumatorii, cum suntem și noi Pentru că noi facem părculețele acestea Lângă un loc de consum Ce înseamnă prosumator? Pro, Prosuma. Care bagă curent în rețea și primește înapoi Și folosește Și folosește. E, pentru ca să fii prosumator ai nevoie neapărat de un loc de consum Și atunci noi facem aceste părculețe Și lângă anumite locuri de consum Este și rețeaua în avantaj Pentru că nu mai încărcăm transportul Putem să folosim energia pe plan local Iar noi la final de lună știm exact Câtă energie a fost folosită iar această energie, practic, va fi plătită exact cu prețul mediu pe, pe zeu, pe bursă, care întotdeauna este mai mare decât prețul bilateral. Adică, dacă eu vând ca și producător cuiva pe un an, eu nu am numit contract, prețul e mai mic decât bursa unde ne echilibrăm cu energia care avem nevoie a doua zi. De aceea, statutul de prosumator este un lucru nemaipomenit, pentru că nu ai nevoie de o grămadă de rapoarte și primești întotdeauna prețul mediu. Nu ai risc. Nu poți să te păcălească cel care îi dai curent, adică să zică că i-ai dai mai puțin sau ceva. Adică... Păi avem contor și noi și ei. Adică eu am contor când îmi iasă energia din parc, și contorii comunică între ei: că zic că domnul, pe contorul meu mi a arătat ceva, și pe contorul meu a altceva. E cuvântul tău împotriva. Eu te întreb ce a zis, întrebări astea stupide că nu mă pricep deloc și vreau să înțeleg cum funcționează toată treaba. Există o diferență foarte mică de 0,1, să spunem așa, pentru că energia dacă merge pe un fir și 2-300 metri se mai pierde puțin. Însă, în afară de aceasta, nu. Și noi avem rapoarte pe fiecare zi, pe fiecare oră. Noi rapoartele putem pune oricând la îndemâna. Dați rapoarte făcute de voi? Sunt făcute de o aplicație aplicația este din inventor. Recunoscută și de ei, aplicația respectivă. Nu cred că e recunoscută, dar nu cred că s-a ajuns vreodată la o problemă de genul acesta că ei să spună că s-a injectat mai puțin. Deoarece și ei doresc și ei doresc să fie cât mai îi dai mai unei consumator. firme private sau îi dai statului curentul de care îl produci tu cu panouri? Adică cine ia curentul tău? Pe fiecare zonă din țară există un furnizor implicit. Da? Și putem da la furnizorul de zonă sau poți să ai contract cu orice furnizor din țară. Știu că în urmă cu ceva timp eram 50 în domeniul de furnizare, acum au mai rămas vreo 12 care stau bine pe picioare, în rest ceilalți sau în faliment sau aproape de faliment. Eu m-am mutat la hidroelectrica că era mai ieftin decât nu știu, aveam înainte la Enel sau nu mai știu și mi-au zis un prieten, bă, ce dă un mail acolo că ei se ocupă de contract, se ocupă de tot, am altul mail și mi am mutat contractul pe hidroelectrica, știi? Da, la ora actuală are cel mai ieftin preț pentru partea de furnizare a energiei și va veni factura? Nu, de vreo 4 luni sau 5. Asta este. Era. De sunt bucuros aici, vesel, vorbesc cu tine. <laughs> da, da. Că... Sper să vină după sărbători, să avem sărbători liniștite, nu? Da, să vină în vară. Da, ei, Din ce de ce cauza cauze oare nu au facturile de 4-5 luni? La, La... a fost o companie până nu de mult care nu accepta clienți casnici, iar sistemul lor nu era pregătit pentru clienți mulți și micuți. Iar acum, de când s-a dat drumul pentru contracte de casnici, cred că sistemul este supraaglomerat. Softul, nu? Care procesează da, da. și emite. Da, este un CRM destul de avansat, pentru că trebuie conectat cu plăți, trebuie conectat cu ceea ce spune distribuția și noi avem cele meu nostru, știm că este destul de complicat, mai ales dacă n-ai lucrat cu casnici, decât cu non-casnici, dar cu siguranță o să se Erau pe vremuri până. în insolvență. Eu sunt prieten foarte bun cu Remus Borza, care a fost administratorul de insolvență, știi? Și Remus e prietenul meu de când a la facultate, adică de când era un avocat mic și nu era famous. Și știu că el a, a pus-o din nou pe picioare, a, a scos-o din, din, insolvență hidroelectrică, știi? Și când mi-a zis amicul ăla meu, eu nu știam prea multe, îți dai seama, bai să schimb și eu, că na, orice economie este... Este binevenită și am dat un mail și ei mi-au. Foarte făcut bine. O... Prețurile care vin în următoarea perioadă o să ne șocheze pe, pe mulți. Pentru că oamenii spun s-a mărit prețul, s-a scumpit factura, dar nici măcar nu suntem la o treime din prețul real. Asta este dureros. Și ceea ce am văzut că s-a întâmplat în România, că au plafonat la mediul industrial la 1,3 și la cazici la 1, Germania a făcut exact invers ei au plafonat mai jos pentru industrial, pentru că au zis măi, dacă industria o să scumpească prețul, o să scumpiască tot. Și atunci au plafonat mai jos partea industrială, gen 0.3 da? și la casnici au scumpit și ceea ce au mai făcut ei sau urmează să facă este că cei care sunt foarte vulnerabili, bătrânii sau cei care nu au o situație financiară bună, le-a dat acolo 250 de kW a prețul ăsta. Adică așa m-aș fi așteptat să se întâmple și în România. Să luăm exemplu de la o țară bine pusă de la punct, și să spunem oamenii până în 250 de kW, cei care nu consumă mult, au un televizor, trei lumini. Atât. Da, sunt oameni amărâți de la țară. Aia să le dea preț 0,2, ca să poți să-și plătești factura. Iar celălalt, dacă vrei să ai plită, vrei să ai consumatori, ok, plătești prețul real. Prețul real îl plătești, asta este, e mult, consumă mai puțin. Adică tu zici să subvenționezi doar la cazuri sociale care au venit sub media sau exact, salariul exact. minim pe economie, adică s-ar putea face distinție din punct de vedere politic, s să zic se așa. Se poate ușor face distinție la factură. Chiar există o lege care spune că prețul până în 250 de kW este un preț peste este alt preț, dar eu aș spune nu. Prețul, dacă e depășit 250 de kW... Dacă pe... venitul mediu pe cap de familie este X, înseamnă că beneficiezi de discount ăsta sau de preț ăsta plafonat sau de ceva. Asta nu... e puțin greuț, că nu prea pot să coreleze facturile cu veniturile, dar poți să uite la factură. Iar dacă tu știi că e sărac, te încadrezi în o economie, într-un consum mai mic, îți cumperi ceva ca și un smart meter, pui pe contor să vezi... Da, dar vezi consumi. că omul sărac nu are bani să-și cumpere A, 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 plus, 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 plus de la așa că la e scump, știi, o mașină de spălat sau un frigider care consumă puțin și atunci el sărac cumpără unul ieftin care consumă mult, că cam asta e problema, știi? Trebuie fiecare să se gândească cum se raportează în perioada următoare, deoarece nu poate să ne ajute nimeni din afară. Tot noi trebuie să ne ajutăm cumva și în loc să, nu știu, să ia ce are sau să ia credite pentru ca să-și schimbe mobila, trebuie să se pună și să se pună la adăpost, să-și facă Da, problema este că la noi nici oamenii nu sunt calculați deloc, că tot uh, aruncă cu bani îi fac cheltuieli care nu sunt necesare, -am spus, bă, și dacă ai venit un minim sau ceva, tot poți să economisezi 10-15, nu te mai duci la mall în weekend să mai spargi pe McDonald's sau pe ceva, nu mai faci, adică poți un pic să te restrângi, dar românul e foarte larg de mână și tot timpul cheltuie mai mult decât produce, știi, și atunci tot timpul se în se am, am înnebunit de când am apărut mai viral așa pe TikTok, de când m-au pus băieții de la podcast, m-au tăiat și nici nu știam că sunt pe TikTok, până m-au oprit o domnule, te-am văzut pe TikTok, eu avea că nu posta nimic, știi? Și uh, am, acum, acum am stat de acasă cu o mini vacanța asta, miercuri da. și joi, m-am uitat de curiozitate că îmi, îmi scriu zeci de oameni să-mi ceară bani, dar zeci, zeci în fiecare zi, țără mail să vezi. Cât că Luna asta, 765.000 de euro mi s-au cerut într-o lună. Mama. Deci dacă era Țiriac sau Gigi Becali <laughs> sau cred că nici oară în Buffett nu... De, și majoritatea spun, domnule, m-a luat capul, am cheltuit pe nu știu ce, mi-am făcut ce are eu, mi-am făcut nu știu ce la astea de dau bani împrumut cu dobânzi uriașe și vin sărbători, ajută mă și pe mine să am sărbători fericite. Bă, dar omule, dar te-ai gândit și tu când ai început să te arunci cu capul înainte, să cheltui, să te duci la păcănele. Domnule, îmi scrie unul să-mi dai bani, că eu am pierdut la păcănele, știu că mă te-ai ocupat pe vremuri cu păcănele, da, da. să-mi dai bani. n-apoi că vin sărbători și n-am brat la copii. Păi, cine te-a pus? Te am pus eu să te duci acolo, să te bagi la păcănele, să jos sau ceva. Eu am fost primul din industria de Cazinori de păcănele în 2007 Acum 15 ani am făcut un spot Pe banii mei la TVR în care am spus jocurile în noroc în exces provoacă dependență Adică am avut tot timpul conștiință Și mai da. am lăsat de tot știi Dar nu poți să vii acum să spui domnule Eu luna trecută am pierdut bala păcănele Să-mi dai mie banii că din cauza matalei I-am -am pierdut Sunt și cazuri sociale am ajutat tot timpul Și chiar dacă eu nu fac pentru mulțumire Sau pentru ceva dar ți-am spus, în, într-o lună de zile, 765.000 de euro mi-au cerut bani. De la 100 de euro până la uh, 50.000 de euro, 80.000 uh, împrumut cu garanții. Cu domnule zic, dar eu nu sunt instituție de credit, nu sunt instituție financiară, nu dau bani împrumut. Mi-am pierdut toți prietenii și toate rudele când am început să dau bani împrumut. Am un prieten care a dat cu vreo 10 ani vreo 80.000 de euro, și că eram cu casinul la falimentar de la Novotel. Și în fiecare mă o cel puțin o dată și vezi că n-am uitat de banii vezi că n-am uitat de bani, da. dar nu mi mai dat în vești, dar el mă sună ca să văd eu că n-am uitat de bani și că da, da. între timp l-am văzut cu Aston Martin, da. DBX, până oraș și a trecut pe lângă mine cu tot felul de mașini de astea, sute de mii, dar el n-a uitat de ea 80 de mii care am dat cu 10 sau 11 ani. Și atunci trebuie să fim... Și relația. Da, trebuie să fim calculați, să, să ne gândim un pic. Băi, e o criză, nu știm că se va termina războiul. Mai ține o lună, mai ține două, poate un an, poate vine război mondial, poate intră rușii, poate nu intră, poate. Adică, un pic, un pic, să mai strângem un pic cureaua, să ne mai lăsăm un pic cu distracții astea, multe cu tot felul de, de nebuniști, pentru că asta e, asta e boala românului, să epateze, să arate care mai mulți bani de și. Uh, uh, Dorința asta te sărăcește, știi? Dorința de a arăta cât ești de bogat te face mai sărac. Și asta am pățit și eu pe pielea mea și da, am spus la oameni, aveți grijă mare cu chestia asta, știi? A apărut și un trend acum de mașini scumpe în țară. Deci eu n-am văzut mașini scumpe în, toată Europa. Tot de la TikTok și tot de la nebunia asta, ca să ne arătăm toți de mașini, ai fiecare cu nebunia la lui, știi? Dar problema este că mulți nu le au, știi? Adică am văzut oameni care le pun și nu le au. Adică am, nu... am auzit că unii au pe leasing sau nu sale lor sau sunt închiriate, dar No. Eu mă duc aminte că eram copil la țară și au fugit niște băieți de la noi din sat, au fugit până Serbia, pe acolo, că, no, fiind aproape, la... au trecut Dunărea, no, știi no. cum se trecea Ceaușescu, și au trimis poze la măsa din America, mi ne arătat și nouă, cu casa popor, cu casa popor, cu casa albă, știi? Și zicea, mamă, era de două luni băiatul, plecat de acasă, deci cu tot cu lager, cu tot, a ajuns și în America și el deja și-a luat și-a pus cu poze cu casa albă. Deci tot măsa săraca, femeie de la țară, care nu a în viața ei din nu vă nici la, Nu vă până la rad, se ducea la toți vecinii și le arăta ce casa și o luat pruncul după două luni de zile, casa albă, știi, era poze la... Cam așa e și acum, știi? Adică nu s-a schimbat nimica. Și tot așa, băieții ăștia au venit după vreo 3-4 ani de zile de care îți povestesc au venit din Germania cu avionul din America și au închiriat mașini ca să vină și avea unul un Ford Sierra, mi-aduc aminte acum, unul albastru așa cu două uși și dai seama cum eram eu copil la țară și am numai Daci și asta era pentru mine, doamne ferește, nici dacă era avion de nu știu care, supersonic nu era și nu aveam curaj să punem mâna așa pe tablă, să ne, știi, erau da, da. era așa și acum e la fel, aceeași poveste, adică sunt mulți care este de exemplu, nu știu dacă tu mi-ai zis sau cine, că este avion care poți să închiriezi să-ți faci da, poze, zis. nu? Da, da. <laughs> Este un avion unde mergi privat și faci poze în el, 100 de euro și dința și na, îți faci poze, după care poți să zici că ai fost tu cu avionul, să nu mai mergi cu avionul privat. Și că... fetele astea care vor să-și facă prietenele geloase, nu? Da, Mulțumesc da. iubii și fac da. une, uh, chiar un e o... bu buchet de trandafiri, am auzit că unele își cumpără. Nu, este chiar pe ne, dacă cauți firmă de asta, este o, o firmă care îți închiriază buchet de trandafiri, cutie de telefon uh, iPhone 14, BMW-ul și te pozezi acolo să da. moară prietenele tale de ciudă. E o problemă mare cu epatatul ăsta. Uite, în, 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 firmele astea care vând online astea mari, lui Savia Roma și Farftex, și astea toate, au făcut un studiu de piață și au constatat că în România 70% din produsele comandate de români le returnează. Și au, au trimis aici o firmă de inteligență și de mare. audit. Și sunt două probleme. Una, își cumpără doar ca să pozeze pe Instagram poza, mulțumesc tutia, iubii, cum, așa, după care le trimit apoi a doua zi, sau cumpăr o rochie ca să meargă la nuntă, bagă eticheta aici înapoi și după a doua zi o trimite la... Ce tare. Da, de 70%. Românii sunt inventivi. Și ăștia de la Moncler au zis că atâtea geci cât sunt la noi în metrou și în autobuz, ei n-au fabricat de când au inventat <laughs> fabrica Moncler. Ce tare. Eu am văzut acum când am fost în Mongolia, că am fost în Mongolia și am pierdut avionul din cauza lui turcii, că am întârziat mai mult de o oră jumate și am trebuit să stau două ore în Istanbul, că să avion din două în două zile. Și n-am avea la mine nimic, că toate bagajele erau în aeroport. Și am zis, mă duc să iau o pereche de chiloți, două perechi, niște tricouri. M-am acolo la Istanbul, pe străzile principale. Erau numai, eu, mie nu-mi Balenciaga, Louis da, Vuitton, da. Dolce Cabana, dar numai așa, de sus până jos. Și zic, se dom'le, vadă. vreau și eu un tricou de ăsta. Și nu avem, domnule, zice, tu nu ești din România, că ce, noi 90% din clienți avem români și toți cer cu cât mai mare. Tu cer cât mai mic, -ai, ceva nu-i bine cu tine, știi? Da, da. Să <laughs> da, vadă se cât vadă. mai multe... Uh... Păi dacă dat un ban să vadă tot ăsta. Da, 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 da. da, da. Și Asta e la noi, tot timpul cu tricouri de alea scrise sus până jos și vezi cu borsetuța aia tot timpul gătată așa pe ei și gata, e șmecherul de, de oraș. Hai să vorbim un pic de ce ne-am contrazis noi, pe de aici am început să te cunosc și te-am urmărit când ai zis cu, cu școala asta, vreau să lămurim cu școala asta și eu... Da. Așa, pe jumătate ca tine, dar nu stă tot, știi? Adică, sensul că sistemul de învățământ românesc este tot total depășit și cei doi băieți ai mei, ăla la mare, eram într-o perioadă proastă cu bani, a făcut școala la stat și el mic a făcut la privat. Știi, și o diferență uriașă. Zitu, și după aia zic și eu. Da, eu am observat că școala nu te învață trei lucruri: partea de bani, de sănătate și de relații. Și poate că n-am exprimat suficient de clar. Școala este bună ca bază. Dar dacă te bazezi pe școală, că o să termini o școală și după aceea o să știi să tu, faci bani... În sensul că nu e suficientă școala. Nu e suficientă, da. la ce nivel trebuie să, să te duci la școală ca să zici că gata, de acolo poți să te descurci singur? Adică 10 clase, 12 clase, 8 clase... Ținând cont că și eu am făcut facultate și am făcut... Prima am făcut o facultate în Timișoara, până în anul 3, m-am lăsat că m-am apucat cu afacerile, dar ulterior mi-am făcut și eu o facultate, să o am acolo. Consider că ai nevoie de o facultate, sau ai ca și CV. M am făcut-o. Dar nu cumva să o faci, să te aștepți că după ce o termin o să ai ceva, nu știu, un loc de muncă sau așa. O să mai te pună departe. șef, asta le spun și eu, că nu poți să te pună șef după facultate, să știi meserie. Noi, să noi, facem interviuri în fiecare lună pentru ca să ne mărim echipa și foarte multe persoane vin cu o grămadă de diplome și se așteaptă cumva să le plă plăti, mai mult pentru că au. Da, pentru că au dat bani pe diplomele aia, pentru că facultatea privată este o afacere pentru toată lumea. Adică sunt facultăți și acum, în 2022, în România, care trimis doar bani în plic la secretară aștept 4 ani și să diploma, fără să știi unde e școala. Dacă trebuie bă, la pe ce stradă de școala. Nu știu, șefule, eu am trimis bani, plic 4 ani de zile. Deci, facultatea privată este o, un business, ca și businessul meu, ca și businessul tău, și atunci au interes să ia bani de la cât mai mulți. Și am și eu o, o grămadă de șoferi pe la uh, firmele noastre care au două facultăți și șofer, pentru că nu s exact. și-a găsit în altă parte alt job. Exact, știi? exact. Mai, școala este bună, clar, nu este suficientă, nici pe departe nu este suficientă și eu am fost lovit de foarte multe ori de situația asta în care a făcut o școală și vine la noi cumva cu dorința ca să îl apreciem sau să-l recunoaștem că are o facultate două cu master. Iar eu când vorbesc cu omul respectiv și îl pun într-o activitate, văd câte lacune are, adică nu știe lucrurile reale de viață, nu știe business real, nu știe cum să se descurce în viața zilnică. Dar nu azi. te învață școala, chestia asta. Dar... Da, nu te învață și chiar dacă școala se numește, de exemplu, management. Da? Și termini și nu știi deloc să fii manager. Nu știi, nu știi, nici adică... marketing, nici nimic. Nici... Da, da, așa și, este. De asemenea, eu la, eu la școală învățam, mi-aduc aminte că am făcut liceul la lui Calderon, învățam, învățam informatică. Eram într-o secție de informatică și făceam Turbo-Pascal. Iar eu acasă nu puteam să-mi instalez Turbo Pascal pe calculator pentru că nu puteam, n-am intrat direct în Windows, nu puteam să intru în ms dos Și învățam un program care nu mai era folosit era de acum 10 ani. La fel, uh, sunt școli, de exemplu, am văzut școli în afară care au și, pe, uh, și online poți să le, le urmezi cursurile, am văzut școli cu o tematică foarte recentă, adică te învață lucruri care azi le folosești. Dar, din păcate, în România, chiar la privat, nu am găsit. Cea mai mare problemă care am văzut eu acum cu școala românească este că au desfințat școle profesionale și e foarte, foarte greu să găsești meseriași. Un sudor da. bun, un instalator bun, un electrician. Acum te lovești tu că tu dacă faci chestia asta deja ai nevoie de specialiști și asta. Nu mai sunt școli profesionale deloc. Adică e o prostie pentru că un meseriaș bun în, în afara țării, în Germania sau în Anglia sau în Suedia, care e specializat sudor sau mecanic sau ceva, are 3, 4, 5 mii de euro pe lună. Adică mai mult decât unul, cum zici, cu o, o facultate privată și pe care Dar nu angajează să... în România au început să fie foarte bine plătiți că nu mai găsești. Adică un instalator bun, mamă, deci... Nu găsești, efectiv. Deci când ai nevoie să să stricat ceva acasă da. și am văzut ca idei de afaceri, că mă întreabă oameni de idei de afaceri, sunt firme de astea de mentenanță care 24-24 poți să-i sau exact. Un vine exact. și vine exact. și se repară, merge foarte bine. Adică eu sunt nebunit și acum de vreo 4 zile caut acasă un instalator bun și nu găsesc. Pe toți banii de lume, eu nu negociez sau ceva, da, omului... Dar n-am electrician. Eu lucrez domeniul energiei și n-am un electrician în Brașov nu, vezi? exact bun, ce spun eu. care să-l sun, să zic, bă, am un, nu știu, s-a luat curentul, vin o repede și rezolvă. Uh, și nu, nu găsești. Eu de aia sunt împotriva, pentru că sunt foarte mulți care promovează îmbogățitul ăsta rapid, peste noapte, și cu criptomonezile, și cu grupurile astea, și cu cursuri. Îi zice școala milionarilor. Adică eu dacă zic școala de inginer, în momentul când termin sunt inginer. A trebuit da. că dacă e școala milionarilor, când termin să fiu milionar. Adică cam asta înțelegi, știi? Înscri... Eu scriu mai mult de branding ca oamenii să scriu vină... foarte mulți copii de ăștia. Domnul am dat 1000 pe nu știu ce curs VIP am făcut, că au mai multe de astea ca să te perie, știi, curs VIP, curs de la curs de la. am dat 1000 de euro și am plecat bou și am venit vacă. adică n-am învățat nimic și mi-au luat banii și cum să recuperez banii? Bă, omule, dacă că tu ai dat, ai semnat acolo că ești de acord, adică nu ți garantează nimeni când faci facultate de medicină că o să fii cel mai bun doctor pe clinică, s-ar putea să ajungi de -asta, cu targa dacă nu din păcate, eu am uh, analizat acest fenomen, cum s-a ajuns, uh, cum s-a la situația asta în care se promit foarte mulți bani după un anumit curs și oamenii, na, cred, plătești și pe aceea sunt și cred că a fost treptat. Cred că prima dată se promova doar ideea, hai să înveți să faci bani, după care a mai apărut celălalt, a zis, hai să înveți să faci milioane și după care tot s-a ridicat cum ar veni ștacheta, la ora actuală spune, faci un curs și devii milionar. Și oamenii care nu au muncit în viața lor și care nu au făcut un bins în viața lor, ăia, într-adevăr, pot să creadă așa ceva. Dar nu nimeni... numai că poți să creați, dar bă, de ce să mai fac școală? Că poți să fac cursul ăsta și o să devii milionar. Și mai trebuie să învăț, să mai trebuie să muncesc, că milionarii nu muncesc. Milionarii se plimbă cu mașini ca și Constantinescu, ca și Domn, ca să plimbă cu mașini, să duc cu avioane private, să duc la Dubai, să duc la Londra, nu mai trebuie să faci școală. Și atunci copiii ăștia sunt derutați, sunt scriu mulți copii de 17 ani, da, de 16 ani, de 18 ani, care sunt derutați. Nu mai știu un control să adică el nu mai vrea să învețe o meserie, să muncească. Că tot le-am spus, bă, omule, chiar dacă faci un business, tu te primată, ce business vrei să faci? Vrei să-ți faci restaurant? Tu te angajați, te chelner un an, doi, trei, învață vă banii lor. Pentru că dacă tu înveți pe banii tăi și i-ai pierdut, nici nu-ți dai seama unde ai greșit ca să poți să începi de la capăt a doua oară, știi? Pentru că n-ai exact. fost angajat și nu știu, au fost angajat. am fost pe șantier, am spas și grope, adică am trecut în toate etapele astea. Și, uh... E foarte important să începi de undeva de la zero, absolut, ca să poți să crești, știi? Dacă tu te vezi direct patron sau miliardar sau milionar că ai făcut un curs sau ai cumpărat trei, nu știu ce, monede d și după cinci ani să vând, deja e o problemă, știi? Problema cea mai mare este că dacă cumva ajungi să faci banii, este mai rău decât nu i-ai fi făcut. Pentru că cu siguranță o să-i pierzi, ca și cei care câștigă la loto. Ii cam ca cum ți-am zis eu. Cei care câștigă la loto sumele mari, mulți dintre ei își doresc 70 70% rămân mai săraci, după e statistică oficială, și mondială. Și își, pierd, își pierd și familia, nu numai banii. Pentru că banii ți au mințile. Tu nu ești pregătit psihic exact. să treci de la viața pe care o ai acum la o viață de milionar sau miliardar într-un timp foarte, foarte exact. scurt, stii? Este un exemplu prin care se spune că dacă toți am avea un, un mie de euro în buzunar, în toată lumea, toți, și săraci și bogați, 1000 de euro, în 30 de zile, aproximativ, cei bogați ar, ar rămâne bogați, banii, cei săraci ar cheltui 1000 de euro. S-ar muta banii. Așa le spun, da, le spun și la copiii ăștia. E Forex ăsta, firar, naibii de Forex. Eu nu, am, nu mă pricep, n-am făcut Nici trading. Nu mă pricep. N-am făcut trading, nu știu, dar aveam prieteni evrei cu 10 ani în București care aveau câte 4-500 de angajați copii de ăștia cu cască de aia și cu da. microfoane. Sunau pe toată lumea, cred că te-o sunat și pe tine și pe mine m 10, da. de, până la urmă îi și înjuram și așa. <laughs> și ei făceau milioane pe lună, adică făceau 2-3 milioane. Păi de unde făceau banii? Nu de la mine, de la tine, ba, da, de la ăla, da, da, adică normal. dacă toată lumea ar câștiga cu Forex ăsta. Și toți, tot să spun, domnule, am învățat trading pe Forex, am făcut Forex un an de zile, am, cât am făcut pe program de la demo am câștigat, când am trecut pe barial, am pierdut sau am făcut. Nu, nu poți să zici că e un business pe viață, zi zici, bă, învăț trading, mă învață unul, plătesc și gata, din Forex poți să trăiesc 30 de ani. E o, e o chestie așa de volatilă, incredibil, încât e ca și pe cănele, dacă, chiar dacă câștigi o dată sau de două, trei ori, pe termen lung ai cum să câștigi. Adică da, Forex-ul sau trading-ul nu e o afacere pe viață sau o meserie sau ceva. Ești puști la facultate, faci o lună, faci două, faci niște bănuți și gata, dar nu poți să faci la infinit și îi vezi tot timpul cu telefon să uită pe grafice, nu să până seara, deja dă dependența asta cu graficile, adică e da, se ca, și un, ca și o obișnuință, să vadă dacă a câștigat sau nu. Ideea este că și am investit într-o monedă, nu mai știu, vreo 2 ani în urmă și într-adevăr, la un moment dat team, eu mă trezeam. Nu, mai fă, făcut. Trezeam, păi, să da, văd dacă spun. nu cumva noaptea s-a mărit Și te distrage, în loc să te gândești la un business care le-ai putea face serios sau să faci exact. niște bani de undeva, chestia aia te distrage și stai cu ochii în telefon și după un an, doi, când te trezești, vezi că n-ai nici bani și nici nu știi nimica. Că sunt mulți care tot visează, anul viitor, anul viitor și te, te treci, că ai 30 de ani, 32, 35, 40, tu stai tu cu părinții. Îți ca și fetele astea cu video chat sau cu OnlyFans. Cât sta, să stai până îți uh, arăți nasol? Mai faci un an, mai faci 2, 3, după aia te văd toți bărbații, nu te mai din nevastă că te-au da. văzut toți, sau chiar dacă te-au de nevastă, a doua zi spun prea, bă, bă, nevastă a fost pe OnlyFans an de zile. Și îți dai seama că la nu știe cum să scape de tine mai repede, chiar dacă erau, n-a da, da, da. fost uh, fan. Păi am văzut, -o, am citit în, în, presă o situație cu un copil tragică de tot, un copil de 12 ani s-a dus la școală și a arătat copii pe măsă, pe OnlyFans, pe telefon. seama că copilul ai traumatizat pe viață, Adică cu psihologii nu se mai face bine. Adică să-ți arate colegii pe măta goală la tu ai 12 ani. Că... Noi ca și oameni umbărăm după câștiguri foarte rapide. Și eu, de exemplu, fac seminarii. Am făcut în 2007 vreun de zile și acum am început... Seminarii pe ce temă sau pe ce... Dezvoltare personală. Doar că în momentul în care le zic, pun la seminarii, hai să vorbim despre sănătate, hai să vorbim despre obiceiuri, care, obiceiuri mici, zilnice, fac o mare diferență pe termen lung. Dar dacă nu spun ideea de hai să te învăț cum să faci bani mulți, oamenii nu vin. Eu cine am învățăm obiceiuri, la ce mă ajută? La ce mă ajută să fac bani peste 5 ani? Pentru că ei nu înțeleg sau mult, multe persoane se așteaptă cumva banii să vină într-o lună, două, trei. Și eu le spun, măi, trebuie ca să vă transformați voi ca și oamenii înainte ca banii să vină la voi. Însă nu e atrăgător. Și atunci când pe piață există soluția rapidă, de la există mine... rapidă sau e doar un mit? P există teoretic. Teoretic. Păi dacă exista, n ar fi toți acolo. Păi asta spun, adică n-ar mai munci nimeni, toți am fi miliardari și toți am fi cu iacturile parcate aici pe Dâmbovi sau unul lângă altul. Și, și am... la un moment dat s-ar scumpi acturile și iarăși n ar fi toți, <ră> că, na, dacă sunt bani în piață, cum a fost acum situația dinainte de uh, prăbușirea cripto, s-au scumpit toate mașinile de lux și ceasurile. Da. Deci au ajuns ceasurile să fie la niște sume duble. Duble, da, da am văzut da. și eu la da, mai Richard, Richard mil, au căzut 100.000, 150.000 a căsut Exact. Acum fac un seminar la Sibiu pe nouă, pe nouă luna asta, invitat de niște copii care au fundație de asta caritabilă pentru renovarea unui liceu și asta e titlul seminarului, mitul îmbogățirii rapide, știi? Da, da. Exact pe tema asta și vreau să un pic îmi scriu mulți că domnule mi-ai deschis ochii sau ceva și am văzut că m-au tot prostit, dar am fost într-un cer de la vicios care n-am putut să ies. Asta vreau să explic la oameni. Acum, din experiența mea de om de afaceri sau din experiența pe care o au, au prietenii mei, o afacere se construiește cam în 10 ani. Deci după 10 ani poți să zici că ești stabil financiar, că totul merge bine, că totul se derulează bine, că poți să dormi noaptea, că nu mai ești stresat de nu știu ce se întâmplă, că vin salarii și nu ai de unde să plătești angajații. Deci dacă ești pe direcția cea bună, trebuie să aștepți 10 ani de zile ca să fii nu bogat, să ai un confort financiar ca să nu te mai streseze că factura, că merg la restaurant, ne uităm, împărțim o de plată și chestii de genul ăsta, știi? Pentru că foarte mulți fac confuzie între confort financiar și bogăție. Bogăție e momentul că am un surplus de bani și că îi dau pe chestii care nu-ți neapărat utile sau nu-mi folosesc. Confort financiar înseamnă că nu mai sunt stresat de facturi, pot să am o vacanță frumoasă, pot să am o mașină frumoasă, pot să am o casă frumoasă. Și cam asta e diferența, da, știi? Într-adevăr, 10 ani e, e un termen foarte bun pentru o afacere stabilă. Eu lucrez de 19 ani și pot spune că după 15 ani am început să fiu confortabil financiar da, să, să zic scap, în cel mai bun caz. Să scap de frica aia de sărăcie, da. că iar o să picea acolo. Da. Pentru că până n-ai câteva active care să meargă fără tine, tot simți tot timpul un. Stres. 1 și doi, pățești ca mine, care am pierdut toți banii, 10 milioane în 2009, când a venit criza aia mare, pentru că aveam totul într-un singur coș. Nu nu mi-am pus ouăle în șapte coșuri sau în zece coșuri și a... din cauza asta. Atunci a fost al treilea șoc și a zis, bă, să mă trezesc un pic. Da. Eu și încăpățânat de felul meu, n-am ascultat de nimeni, nici de prieteni, nici de mine, că aveam angajat sau administratori la firme care deam procent și au două hoteluri la mare, cinci vile în București, și eu am spart tot. Deci cât am, când am câștigat o am spart o când am câștigat 30 de mii, 30 mii și erau bani foarte mulți. Dar până am dat eu cu capul și nu m-am trezit după merge ultimul tip pe Dacia, de băgai pumnul în tablă și meream cu geamul deschis, că era podeaua găurită și intra gazele de la <laughs> Mă necam, nu m-am învățat aminte. adică nu m-am învățat aminte. n-am ascultat de nimeni și a zis, bă, gata. Așa deci ascultă cineva? Eu cred că toată lumea învață pe propria piele cel mai bine. Măi, cum să zic, dacă îi spune un puș de ăsta de 20 de ani cum să facă milioane, poate nu-l ascult. Dacă vă vede pe mine cu părul cărun la 5-5 ani care am trecut până ele și poate să mă găsească pe tot istoricul pe internet și Casinul la care am dat faliment, l-am de atunci a prezentat cu 13 ani, este video pe internet și asta poate că îi dau un semn de întrebare, știi? Ceea, adică se uită într d -d direct. Dacă simt. se uită la un puș de ăsta de 20 de ani cu o mașină cu ușile în sus și nu știu ce culoare de aia turbată și zice hai să te fac milionar într-o lună, e mai puțin credibil decât mine, știi? Apropo de partea aceasta, am văzut că mai nou sunt foarte multe persoane care oferă cursuri online. Eu am numărat vreo 10 tineri care au cursuri online și cred că așteptarea, ceea ce se spune este una. După ceea ce plătești, eu ce Ce e în cursurile care că n-am luat niciodată? eu nici eu n-am luat, dar a, luat cineva și, am văzut, și eu să văd, bă, dar ce se Și ce e acolo? acolo? Ce, le, ce Practic, le, spune? Sunt, eu am văzut acest concept la cei de la masterclass. De exemplu, ia pe arme Van Buren și te învață cum să fii DJ. Sau primele noțiuni, sau ia pe nu știu ce actor și te învață actoria. Deci, cumva sunt mai multe teme. Păi, da, dar trebuie să ai skill pentru orice meserie, ca asta tot spune. Te naști. Da. Unul cu ureche muzicală, altul tehnic, altul eu nu știu să fac nimic cu mâinile, spar tot, rup tot, adică unul cu capul, altul. Fiecare om are un skill. De ce vă faci cu mine cursuri de DJ? Că eu n-am ureche muzicală deloc. Adică, poți să. Păi, 20... de cei care vor. Deci, dacă vrei, de exemplu, să înveți. Nu e suficient să aceasta... vrei, trebuie să ai și talent. Eu, eu, eu le au, aceste cursuri, le au ca ceva care îl faci pe lângă ceea ce faci. Deci cumva ai o activitate de bază pe care na, te dezvolți și pe lângă mai vrei să te joci puțin, să mai înveți și, eu știu, muzică sau actorie. Eu dacă aș fi de bună credință și aș avea curse, muzică sau actorie, aș lua omul gratuit o, o zi, două, trei, un un curs, două, trei, să văd dacă are skills. Bă, băiatule, îți iau banii degeaba, să mulți și, de ăștia. Cât că, 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 are... că sunt și cu demo? Cât că, că este un trial la... Știi? Unul adică unul ei iei banii omului degeaba, că el săracul, dacă nu e făcut pentru așa ceva, nu are talent deloc sau ceva, poți să Cele fac orice. care eu le știu, curse care eu le știu, nu sunt foarte scumpe, sunt vreo 30 de euro, adică nu e un... Și ce un spune curs. în ele? Adică că adică vine cineva, de exemplu, pe partea financiară sau pe partea de cripto și te învață cum să pui, na, să pui la o anumită sumă ca moneda să se vândă sau să se cumple. Și Dacă tu ești fricos de felul tău? Păi, probabil că. Na, fiecare... Și vezi că se duce în jos, nu vinzi no. repede. Ba da, normal că vinzi repede. <rătă> Așa se întâmplă cu. De-aia unii câștigă. Pe termen păi. lung, cei care câștigă sunt cei care au răbdare. Și cei care nu au răbdare sunt începători. Și cei care au răbdare, nu. Nu Omul intră în panică, are niște bani puși deoparte, 1000 de euro sau ceva, îl învață pe, uh, cum să facă trading, știi, bagă banii și vede că în 1000 mai are 700, vinde repede, nu mai are răbdare să ajungă 1200. E adevărat, dar este și în natura noastră umană. Iar dacă aceste cursuri te învață să te dezvolți, sunt bune. Problema sunt așteptările. Oamenii sau tinerii se așteaptă că există vreo soluție rapidă de. nu știu, plătesc un. Nu curs există. Deci și... trebuie să înțeleagă că nu există soluții rapide și, doar dintr-un noroc, dintr-o întâmplare, dacă ai câștigat niște bani rapid, rapid se duc da, da, imediat. Ăla nu mai este noroc. Eu zic că ai ghinion dacă faci bani. Sau rapid. ai ghinion, mă rog. Pentru că după ce ai făcut. Tu, deci să n-ai un milion e una, să îl ai să-l pierzi e mult mai rău. Pentru că tu la un moment dat o eras dacă când te gândești câți bani ai pierdut ce viață și viața și nu știi, aliai. Problema mare este că dacă faci milionul la repede și fără experiență, tu nu îți dai seama unde ai greșit ca exact. să poți să te, îți îndrepți greșeala și a doua oară să nu mai pățești același exact, lucru, știi? Exact. Iar uh, un alt aspect este că dacă urci foarte repede, sari anumite trepte de bucurie. Adică, nu știu, eu mi-am luat prima mașină, din banii mei, părinții mei nu au avut mașină, vin într-o familie normală, modestă. Și când am cumpărat prima mașină, un passat combi a fost 9000 de euro m-am bucurat de mașina aia foarte mult. Adică dacă eu îmi cumpăram o mașină de 100.000 prima mașină, săream anumite trepte, anumite bucurii. Dar nu era, era mai mea. scumpă decât casa în care să dea, cum am pățit eu. Eu stăteam în Berceni, în apartament de 3.000 de euro și mi-a luat Audi la 80 chiar din târg, din Brașov, că fiind prieten cu Marcel Butuza și cu vorm, vorm primar Dumnezeu să te-a murit cu Liviu Pripon, m am dus atât la, la Brașov, era imediat după Revoluția, erau băieți care duceau mașini în Brașov, faină, știi? Și nici nu știam că există, că toate Audi-aia erau pătrăsoase, pentru da. primul model la rotul, da. Da, 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 Audi 80 din târg, de la Brașov, mai știu, 11.000, 12.000, Era ba, mulți, erau 100 ceva de dolari salaru, Și Suntem în Berceni, vis-a-vis -vis cu Budimex pe strada Rezonanții și era apartament de vreo 3.000, 3.500, 4.000 sau ceva de genul ăsta. Și a doua zi, așa de tare s-au bucurat pe mei că era zgâriată cu toate felurile de chei, mai groase, mai subțiri, mai... am văzut vreo 5 tipuri de chei care se foloseau la iale, la bloc. <laughs> da. Oamenii, oameni care apreciază mașinile. A treia mașină care mi-am cumpărat-o în 2008, după reforma de pensii, a fost un X6, chiar atunci a apărut X6 în 2008, și aia a fost mai scump pentru că eu stăteam într-o garsonieră în Timișoara de vreo 24 de metri pătrați, nu știu cât era, 30.000 de euro, și mașina era 120.000. Nu no, vezi? Și, uh, Dar ce legătură are X6 cu reforma de pensii sau x 5 Ce legătură are? Da. În 2007 am făcut reforma pensiilor, adică pilonul 2. Și din pilonul 2 am făcut o echipă cu câțiva tineri, am făcut în 4 luni de zile, uite, spun o metodă de îmbogățire rapidă, în 4 luni de zile am făcut 80.000 de euro la 23 de wow. ani în România. Legal. Cum? Mergeam pe stradă, am mers și în ferentari, pentru că nu mergea nimeni în ferentari, băteam la ușă și trebuia să completez un formular. Și pentru fiecare formular luam 200-300 de lei. În plus, dacă aveam echipă și eu am avut și echipă de alți tineri... Deci tu băteai la ușa la om și îl puneai să completezi un formular și primeai 200-300 de lei că dacă completa la formularul, fără da, să... pilonul 2, pentru unde să se ducă cotă parte din ceea ce merge către pensii. Mm -hmm. Pilonul 2 a fost în 2007, 4 luni din 15 septembrie... Din și cu cât aveai mai multe formulare completate... Da, era 200 de lei. Și nu v-a tentat să le falsificați, în sensul să puneți date fictive acolo... Păi nu puteai, pentru că treia în primul datele clientului cu poză de la buletin și în al doilea rând e, ți le verifica. Ca să nu, nu era cu gdp atunci, adică îți puteai face copii după buletin? Da, făceam, aveam imprimata, mergeam cu noi în mașină, aveam invertor și pentru mașină și printam unde ne opream. Iar din perioada aceea am făcut foarte mulți bani rapid, însă ceea ce na, oamenii nu mai văd este că neavând bani dormeam pe centură lângă pantelimon la cort cu tinerii respectiv. Parcam mașinile, dormeam la cort când aveam bani de cazare, să ne luăm pe undeva. Și după aceea, când a venit frigul prin 9 decembrie, ne-am luat un apartament în București, stăteam 26 de tineri la un moment dat, într-un apartament cu două camere, dormeam pe Bine jos. Bine, au văzut vecinii, că anunța poliția. Intram, intram pe rând, aveam tehnică, că ne mai dat afară din altă zonă și după ce intram pe intervale de... Deci, practic, voi... Uh, 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 Aduceați oamenii la un pilon de pensii pe care... Legea. Deci s-a schimbat legea și a spus că fiecare este obligat să-și aleagă un, o companie către care Așa. să se redistribuie 2% din ceea ce se virează în fiecare lună pentru pensii. Și erau companii mari, era Inter American, era Allianz, erau generali, tot felul de companii, ING. Și atunci noi mergeam la oameni și spuneam, băi, uite, noi venim de la Alianță, vrei să dai către alianță sau vezi dai către generalii. Omul nu plătea nimica. Oricum el plătește în fiecare lună. Din cel 9,5, 2% mergea către alianță. Și a fost o, o oportunitate care nu o să se mai repete. Iar în afară de acea oportunitate, nu știu, în 2011 am vrut să facem reforma sănătății la fel. S-a anunțat la televizor dacă, na, ne mai ducem aminte de atunci. Cu cardurile de sănătate, nu? Uh, ceva de genul, dar se anunța că în loc să dăm banii doar la stat, putem să dăm către o instituție privată de sănătate și când e să-și face analizele, nu mai plătești. Dar mergi la Egina Maria, nu mai plătești. Și au ținut-o tot anul, iar în ianuarie, când trebuia să înceapă, noi am făcut o echipă de 123.000 de oameni. Deci e o echipă imensă. Wow. Și când a trebuit să înceapă în ianuarie 15, a ieșit în piața Victoriei oamenii în stradă, împinși de un partid politic și strigau că nu vor schimbarea. Adică în loc să mergi acum, tu bătrân, să-ți faci analizele gratuit la MedLife, dau un exemplu, tu mergi și plătești la MedLife, dar plătești și la stat. Da? Deci era o lege în favoarea noastră. Atunci Eurecu a plecat din România. Aici vă voi nu este serioși. Cum se numeau Eurecu? Eureco. Eureco, Eureco este cea mai mare companie de sănătate la nivelul european. Aha. Și oamenii România au investit oficial 20 de milioane în lobby, da? ca să pregătească reforma de sănătate, și când să înceapă, s-a anulat într-o zi. Adică tot anul s-a vorbit că vine, 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 a ieșit Băsescu, a ieșit doi miniștri ai sănătății, că te-au tot schimbat anul ăla, și când să înceapă ceva pentru noi, românii, foarte bun, s-a anulat. De ce? Că nu vrem schimbarea, că o companie în România să nu se supere, dar așa e, trebuie să distribuie medicamentele la un anumit preț. Și atunci nu vrea concurență. Și s-a anulat o lege atât de frumoasă pentru noi românii care mergem și plătim. Văd o grămadă de bătrâni, plătesc la spitale private să-și facă analize și tot felul, intervenții remene, când puteau să nu plătească, era gratuit, a fost gratuit să meargă la cei. instituție. Știu acum ceva compensări cu casă de asigurări de sănătate, nu nu da, știi foarte cât, bine. Stai cât. Dacă bunica mea merge, de exemplu, să-și facă un remeneț, o să stea două luni până vine rândul. Pentru că au o anumită sumă care o acceptă, nu poate să meargă oricum uh -huh, vrea ea. Uh -huh. Și atunci, tot dai bani ca ai nevoie, când ai o boală, ai nevoie atunci să-ți faci recuperarea, să spun așa. Dar, na, asta este. Eu am învățat în nu mai în România, oriunde, trebuie să fim fiecare responsabil, să facem ce putem, să tragem mai mult decât să stăm în confort și la un moment dat și în afaceri. Cei care na, au făcut cu adevărat afaceri reale au chinuit, dar acea chinioală e bună, că te mărește pe tine ca om. Și dacă pici, poți să-ți mai ușor dacă ai chinuit și chiar te-ai format ca om de afaceri. Cu cât înveți mai mult, cu atât ți mai ușor să te ridici după ce ai căzut, știi? Exact, pentru că exact. ai o experiență. Eu am văzut <laughs> la ultimul faliment din 2010, nu m-am mai simțit așa gol ca la primul faliment în care nu știam în ce direcție să o iau și venea să mă arunc de la balcon, pentru că aveam un networking format, cunoșteam niște oameni, aveam experiență, puteam să mă bazez pe cunoștințele mele, puteam oricând să mă angajez pe un 10-15.000 de euro pe lună, că eram bun manager și am fost ani de zile, adică nu începeam chiar de la zero, așa cum am început de prima dată și m-am dus pe jos de la Bercent până la Unire, când aveam bani, la Verde Vechi și nu aveam bani de autobuz. Deci cam halul ăsta am fost după 30.000 de dolari pe lună în 94-95. Adică a fost un șoc foarte mare pentru... Adică dacă nu ești puțin tare de psihic, te duci cu capul și nu-ți mai revie a doua oară, știi? Și pe mine mă întreabă foarte mulți oameni, tineri, de toate vârstele, mă întreabă, spune că Lin, în ce să investesc în perioada următoare. Cumva așteptând, Aceeași întrebare. Cumva așteptând să, să, le zic investește în panouri. Să le dai un pont, cum ar veni. Da, sau nu știu, în ce să investească să se întâmple. Și răspunsul meu de fiecare dată investește în tine investește în asta tine spun pentru și că eu. asta de aici o fură nimeni. Asta spun și eu, exact astea sunt și vorbele mele și foarte, foarte important să te autoeduci. Cum am zis, suntem amândoi de acord că sistemul de învățământ românesc este total depășit și că are lacune foarte mari. Nu înveți foarte mult, te ajută să scrii corect, să întreții o conversație Absolut. cu cineva, pentru că tu dacă vii să faci ceva afacere și tu ești agramat, nu știi să vorbești, nu știi să-ți cuvintele și așa, nu prea. Adică, zic, bă, omul ăsta înseamnă că vrea să mă păcărească cu ceva și da, aia vorbește așa, nu că nu știe, știi? Exact, exact. Adică, e limbajul trupului sau ceva, știi? Da, baza trebuie să fie, că altfel nu se poate începe o comunicare. Ce ai schimbat la școala românească? Dacă ai fi ministru sănătății învățământului mâine, ce reformă ai face așa drastică? Adică ce, ce se pare cel mai nasol la școala românească? Anumite materii care nu au nicio legătură și nu mai au nicio relevanță în lumea noastră, de exemplu, știu că am făcut la un moment dat logică ca materie la școală, dar nu făceam nimic care să aibă legătură cu Sau ceva la tine. Logic. Sau latină. Sau latină, <laughs> da. Adică sunt lucruri care dacă chiar vrei și chiar îți plac, îți place limba latină, ție așa... Ok, învață-o tu acolo, un elev doi, dar nu da la toată clasa și aș introduce neapărat, neapărat să introduce materii cum ar fi relații interumane, sănătate și și bani. Aș învăța pe oameni partea financiară și aș face să înțeleagă că financiarul este important să-l rezolvi, dar nu să-l rezolvi prin nu știu, prin noroc sau prin ce știe ce șmecherie ca să faci tu o scurtătură când toți ceilalți sunt fraieri și merg pe muncă după muncă, tu să îi iei înainte ci aș face partea financiară pe ce se bazează. Adică tu vrei să faci bancă om, da, bun. Ce skill ai nevoie? Cu ce vii tu în piață diferit? Ce ofer oamenilor care să te recomande? Pentru că am auzit exemplu cu ospătar. Exemplul cu ospătar este foarte bun. Pentru că eu le recomand la oameni să se facă agenții imobiliari, deoarece sunt comisioane bune, și înveți să nu mai fii timid, înveți să faci vânzări, să negociezi, la fel și ca și eu, spătar. Îți pierzi timiditatea, înveți banul. Cunoști oameni, în primul rând, adică cunoști servești un om oameni, de mai multe exact. ori și începi să-l cunoști. De aceea, astea sunt skill care trebuie să le înveți și singurul mod ca să poți să faci mulți bani este ca tu să fii un om care să ducă mulți bani. Nu poți să fii un om de 1000 de euro pe lună și să câștigi 10.000. Și atunci astea asta ar fi materii care eu le-aș introduce obligatoriu. Educație financiară, că sunt Se foarte multe financiară. țări în școli. Exact. În foarte multe școli din Europa există materie educație financiară, știi? Da, adică aș înlocui da, latina, care oricum nu trebuie. Exact. habar n-am de latină, n-am rămas cu nimica și aș băga educație financiară, știi? Adică e foarte, foarte important educația financiară. De asemenea, am văzut pe internet că sunt tot felul, cum sunt cei cu îmbogățiri rapide, am văzut că sunt și cu cum să slăbești, cum să scapi de greutate într-o lună, cum să fii frumos, cum să arăți bine. Și uh, aș introduce în școală și partea asta de sănătate. Ce înseamnă să fii un om sănătos, ce înseamnă să ai obiceiuri sănătoase în fiecare zi, să bei apă dimineața, să mănânci anumite alimente. Adică eu cred că oamenii trebuie să știe că e sănătos să mănânci anumite alimente și altele nu. Și creierul, dacă corpul tău este bolnav, nu poate să gândească, pentru că dacă nu mănânci sănătos, tot timpul te doare ceva, ai o suferință și atunci în momentul când ai o suferință, te gândești doar la suferința respectivă. Creierul nu mai e liber să gândească cam cum poți să evoluezi cum poți să faci bani, cum poți să găsești o nouă oportunitate de afacere sau ceva, știi? Și atunci e foarte, foarte important, cum zici tu și eu, beau doar apă plată, nu beau sucuri, nu mănânc hamburger, nu mă duc la fast food, am eu o plăcere vinovată, toată pe lună mă duc, am un KFC acolo lângă birou și mi-au și aripioare de alea. Când eram director la Hilton la Casino, apăruse KFC-ul, era șmecherie maximă în România aici, la, da. la, piața romană, era primul KFC. Și aveam bucătar francez, era bucătarul fostului, era fostul ambasador al Franței în, în Istanbul. Om de ăsta cu, da, bucătărie franțească, de asta, de, cu picturi, cu nu știu ce. Și aveam tacâmuri de argint și tot felul și mi-a ducea șoferul deia o de la KFC corne de la cu da, și puneau acolo restaurante, restaurant. Să dai să făcea liniște în restaurant, că toți mâncam mâncare mâncare știi? Și a rămas copii. Nu aveam așa educație pe vremea nu și nu dădeam seama cât de rău îmi, fac, face fast food și mă și îngrășeasem vreo 25 de kg pe vremea Adică era rău. După aia când am învățat și acum am 5-5 ani, de trei ori mă duc la sală, fac cel puțin 10 mi de pași pe zi, chiar dacă sunt costum la Melo și am întâlniri de afaceri și n-am putut să mă duc la sală, fiind casa oporului vis-a-vis, trec drumul și înconjor de două ori casa oporului, 7 de kilometri. jos, și să uite lumea că am ciudat la mine că mă duc pe jos și am costum și în... așa, dar nu mă interesează. Adică sănătatea e mai importantă. De aia spun că dacă ești sănătos, poți să... Și invers, dacă poți să fii miliardarul planetei, poți să fii oricine, dacă ești bolnav și asta nu te mai bucur nici de bani, nici de nimic, nici de... Of, sănătatea siguranța. e în primul rând, adică sănătatea e vitală pentru orice, orice vrei să faci. Și în plus îmi amintesc că aminte anumite perioade din viața mea în care nu știam să mănânc corect, la ora 12 sau la ora 1 parcă intram într-o mini-depresie, Așa parcă nu mai aveam chef de nimic, de, mai ales de business. Și atunci este foarte greu ca să faci bani, să fii inventiv cu un creier obosit. Iar dacă bagi în tine o anumită mâncare și stă toată ziua corpul în digestie și digestie și digestie, la un moment dat el când să mai gândească? Ai și crampe, nu te simți bine, nu mai, zi, mamă, nu ce ai chef, mult am mâncat, ce rău îmi pare. Tot timpul după ce ai da, de mâncat și ai mâncat o prăjitură, bă, dar rău. Ce, ce rău îmi pare că am mâncat și ce nu trebuia să mânc prăjitura asta că conține zahăr. Zahărul e cancer, mai ales zahărul alb, praful alb în general, e cancer. Adică... Iar aceste informații, eu zic că ar trebui predate în școală. Nu ar trebui neapărat să-l căutăm noi când deja ne doare. Exact, cum funcționează organismul nostru, nu trebuie să-i faci nu știu, anatomie, să știe fiecare osicior, că oricum îl uită și nu-i folosește să-l pui Bine să învețe de rost, fiecare osicior de la cum să numești sau ceva, dar să-i spui cam cum funcționează organismul, cam ce-i face rău și ce face bine, chestiile astea generale ajută foarte, foarte, foarte mult. Și de asemenea pe relații. Eu văd că nu suntem învățați de nimeni cum să avem parte de relații de calitate între noi ca și oameni, ca și familie. Rata divorțului la noi în țară este de 57%, adică din... 100 de oameni, 6 divorțează. Iar sunt aici aspecte care pot fi învățate în școală pentru că sunt cursuri dacă care le plătești. Ulterior mergi și te învață cineva. Parenting și așa mai departe. Dar sunt lucruri care pot să fi învățat în școală, să știm ce direcție o iei, să spună că sunt patru temperamente, să amini melancolic, flegmatic și coleric. Măi, nu toți suntem la fel, ăla e așa, ăla e așa. Trebuie să ne acceptăm fiecare, nu trebuie să ne bombardăm că nu suntem la fel și sunt lucruri care ar salva foarte multe persoane de la divorț, de la o viață nenorocită, la o viață frumoasă. Sunt și foarte mulți care tot amână căsătoria, că ce ai că mă mai distrez, mai ales ești domnule, dacă mă căsătoresc acum o să fac un copil și îmi pierd poziția pe care am muncit 10 ani de zile și tot o luncesc până la 40 de ani, până la 45 ani, și foarte greu la, când ajungi la 40-45 de ani să te însori sau să te măriți, să mai găsești unul care e bun și nu-i lua de nimeni. De obicei, ce -i ce -i fetele bune sau băieții buni se <laughs> exact. sunt luate la vârsta respectivă. Adică eu zic exact. că la un 30 de ani o vârstă corectă de căsătorie, să nu sar de 30 de ani și femeile, cu cât ne în vârstă, cu atâta riscul, când ai o naștere, e mai mare și atunci Așa e bine să căsătorești de tânăr, nici la 19 ani sau la 21 cum am căsătorit eu, dar nici la 40 sau 45 sau 50, adică trebuie să-ți găsești acolo o, o, un average, o, o medie. Tu la câți ani te-ai surat? 26. 26 și la 28 de ani am avut primul copil și de atunci, unul după rând altul, rând pe rând am avut ai 5, nu? Da, 5 copii. Să-ți să, rească, să te bucuri de ei. 11-10-9 ani, 5-3. Și vreau să spun că a fost soția mea se ocupă de ei, face doar lucrul acesta. Am fost binecuvântat să pot să am soția acasă și să muncesc eu mai mult eventual, dar e o bucurie nemaipomenită în momentul în care vezi cum cresc și te iau emoțiile când... Eu o satisfacție da, foarte mare. Cel mai mare proiect al nostru, pe departe, adică... Banii, ok, te bucuri poate când ai obținut, îți iei mașina, te bucuri oriunde de mașină și aia e. Dar de copil poți să te bucuri în fiecare Eu știu, mână. ăsta e regretul vieții mele, pentru că eu fiind cu cazinole și fiind cu două ocazii în București, cu 1100 de angajați, eram 16-18 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, ani de zile, n-am avut vacanță, n-am avut weekend. Și soția mea s-a ocupat integral și acum dacă aș da timp înapoi aș renunța la 99% din bani doar să mai petrec timpul cu copiii, dar nu mai pot acum. Adică de aia când mai mă întâlnesc cu nepoții îmi dedic tot timpul da, și da. în vacanță și asta să stau cât mai mult cu nepoții ca să compensez. Dar oricum nu compensez, adică timpul petrecut cu familia și cu copiii odată este. Nu-i? E, e o bucurie care este subevaluată. Foarte multe persoane umblă după vreau să-mi iau o mașină, nu știu de care și uită că ar putea să se căsătorească de vreme și să aibă o familie de vreme și aia ar umple foarte multe lucruri. Și gururi. familia îți dă motivație, adică ai pentru bine ce tragi, țeles, ai pentru ce munci, ai face o bucurie soției sau face o bucurie copiilor sau ceva. Când stai de nebun așa și te duci în cluburi până la 50 de ani, n-ai nicio satisfacție, nicio bucurie nu, nu. decât că ai mai agățat câte o pițipancă și ți-ai mai petrecut o noapte cu una care a doua zi uiți cum o cheamă și ajungi la bătrânețe și te uiți în jur și e singur, nu îți fuge nimeni în casă, nu se întâmplă nimic, și Acum mi-a scris un copil de 16 ani, zice, domnul Cosescu, vă rog să-mi dați un sfat, domnul Sorin, dați-mi un sfat că părinții mei mă obligă să vin la 8 seara acasă și nu mă lasă la petreceri zic, bă, zic să le dea Dumnezeu sănătate la părinții tăi, că foarte. Bravo. te iubesc, înseamnă că te iubesc foarte mult, pentru că dacă te-ar lăsa prin cluburi și ai începe să fumezi țigări cu iarbă, să bei sau asta, ai ajunge un terchea berchea unei ca nimeni pe 2-3 ani de zile și nu ți-ai mai putea reveni. Și anturajul mănâncă oameni, adică anturajul e foarte, foarte periculos pentru un copil de 16 ani, de 17, de 18, pentru că te împing la lucruri care nu sunt ok. Adică eu tot am spus la oameni, bă, dacă vezi că toți cei din jurul tău sunt mai bagabos ca tine, mai proști, mai nu știu ce, pleacă de lângă ei că n-ai ce învăța. Stai pe lângă oameni de la care ai ce să înveți. Adică este foarte, foarte important, știi? Da, anturajul decide clar viitorul, însă și pe multe persoane, dar eu vreau să stau lângă oameni de succes, doar că ăia nu prea au timp pentru mine. Și le spun că la ora actuală, atea, eu de exemplu am pe YouTube 200 de vloguri gratuite. Omul poate să meargă acolo, să uite, să vadă informații, ca și cum ar sta lângă mine, da. Și am văzut mult, multe persoane care au vloguri foarte calitative. Și pe canal am văzut că sunt vloguri care sunt gratuite, care poți să stai cu ei, ăla să facă exact să facă De ce vezi? Nu trebuie neapărat să stai cu mine să mergi exact. cu mine în vacanță. Da. Că nu o să se vezi poată. ce fac eu în vacanță, vezi unde mănânc, cum vorbesc cu oamenii, ce relații am cu oamenii și așa mai departe. Adică e foarte educativ și foarte binevenit. Adică nu trebuie să stai neapărat lângă el. Dar asta îți spun, că zici, domnule, eu stânăr acum mă distrez, ce mai stima tale că ești cărunt, ești bătrân sau asta. Te distrezi, dar timpul petrecut o noapte într-un club, a doua zi nu mai ești bun de nimic. În este timpul clar. ăla poți să citești o carte, poți să te autoeduci, poți să faci ceva, poți să faci o muncă, să mai faci niște bani. Poți să mai iei un extra job, o grămadă. Eu nu înțeleg bucuria și plăcerea de a merge într-un club de la și te-am bătaște, te, te... veni beat acasă la 4 dimineața, duhnind a băutură și a țigări și a. Adică chiar, chiar, nu înțeleg distracția asta. Nu înțeleg nici când eram tânăr, nu, ca, nu înțeleg acum când sunt bătrân, știi? În, în, toată adolescența mea și după, prietenii mei mergeau la suc, mergeau la ieșe, ieșeau în oraș și mai departe. Eu mergeam, lucram, făceam vânzări. Am lucrat patru ani jumate în asigurări de viață. Mai, ce mai, cel mai greu produs care să-l vinzi, o foaie și să de asta. îi de spuneam copilului ăsta, că citesc mesaje, zic, băi, lasă colegii tăi să distreze acum 2-3 ani de zile, tu te să distrezi toată viața dacă muncești. Exact, exact. și asta, asta mă motivam și eu, ziceam, băi, lasă să se distreze, pentru că astăzi ei trebuie să muncească. Iar, na, cei care am muncit atunci, e foarte important. Ne mai plimbăm astăzi, acum. Atunci ai timp, n-ai copii, n-ai soție. Și mintea, mintea ai mai, cum să zic. Are și chef. Exact. Vrei să te ai și cu tine. forță multă. Eu acum, acum 40 de ani aproape, parcă nu mai îmi vine să... Eu atunci stăteam 16-18 ore pe zi la muncă, 7 zile pe o săptămână, ani de zile și n-am obosit. Acum dacă nu mă cul la 10 jumate și mă cul la 12, a doua zi se rup de oboseală. Adică da, da, organismul adevărat. tău, cu cât înaintezi în vârstă, nu mai... oricât. Că e vorba aia că ai de 40 de ani. Zicea că dacă după 40 de ani te scot să nu te doar nimic, înseamnă că ai scoat la morți, știi? <laughs> Doamne! <laughs> Chiar Eu chiar am intrat în depresie, pentru că nu eram destul de matur la 40 de ani și zic, mă, zic, când aveam 20, vedeam pe unul de 40, m-am uitat, mă, dacă cum la singur, nu-l ajută nimeni, nu are baston, nu are nimic, știi? Și când am primit 50, așa am fost de fericit, am făcut la uh, Clubul Diplomaților petrecere, 250 de persoane cu cântăreți cu uh, scene, cu nu știu ce, eram cel mai fericit, n-aș fi dat o zi înapoi, pentru că mintea mea gândea altfel și era mult mai matur din punct de vedere. Da, legat de vârstă am văzut un citat frumos, zicea, bucură pentru fiecare an, mulți n-au avut prilejul să-l aibă adică unii mor la 25, la Corect. 30 da, da, și da. cumva te bucur că îmbătrânești, deoarece ai trăit, ai avut viață, alții n-au apucat să și în plus mintea care o ai la 40 de ani sau la mai departe, e mult mai valoroasă, știi mai multe lucruri, știi al să te conectezi cu alți oameni deci e, bătrânirea e frumoasă dacă știi să-ți trăiești viața cum trebuie. Da, corect. Zic un pic că am discutat noi și am trecut și eu prin asta, ți-a zis că de, Sara Mercur, prin 90 și ceva, da. de asta cu multilevel marketing, am văzut că au și băgat în, în lege că nu prea sunt legale firmele astea de mele meu, din Unguri au cam venit mulți la noi în, în, România. Știu că ai trecut și tu pentru experiența asta cu asigurări de viață. Da, eu am lucrat din 2003, am început să lucrez în domeniul asigurărilor de viață, într-un sistem multilevel marketing promovat de către Safe Invest. Și am început cu Sara, Sara Mercur, Mercur cu nu? care e Grave, care este și acum. Iar... Mihai Neagu, nu știu dacă îl știi, m-a băgat în business ăsta cu, cu... Asigur, Mihai era, ajungeți no, la un, un level pe... de la... Îmi pare -a buvesti... cunoscut, îmi pare cunoscut. Da. Era pe alte soții, soții soție, Cristina și cu Mihai Neagu și ne duceau la niște okay. săli de astea de conferință și vedea da, un nene, un costum de ăsta și ne arăta un inel de diamante care... Da, da, exact. Königsberger. Ceva, da, 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 da. Era un doi austrieci. În primul sunt două lucruri diferite. Există sistemul de multilevel marketing sau networking sau tot felul de denumiri, network marketing, așa. Și în al doilea sunt sistemele piramidale. Sistemul piramidal sau schemă ponții sunt ilegale, 100% prin lege. Însă sistemul MLM, multilevel marketing, este legal. E legal, nu? Este legal. Și este legal pentru că el trebuie să aibă un produs care promovează, nici de cum să nu aibă că vii dai bani și câștigi bani pe pe bani. un pic bani. e tot piramidal, nu? Și asta. că eu pe dacă vreau să avansez, trebuie să te duc pe tine și tu să duci pe altul și tu să duci pe altul și tot așa, nu? Nu neapărat. Nu, nu, nu. Sistemele de multilevel marketing care sunt legale, ele promovează un produs. Spre exemplu, Kangen, apa Kangen, filtrul acela, că am și eu acasă. Și, și îți merge? Nu îmi merge. Nu, am am dat 4000 de euro pe unul îl am acasă și eu să fac poze când ajung și o mers două luni și după aia a început să miroasă apa și am făcut analize la apa mea de acasă, e bună, știi? Da. L-am dus la service, mi l au reparat, iar o mers două săptămâni, iară miroase și acum l-am scos din priză, l-am acasă, am dat, de la cel mai scump, 4.000 de euro am dat pe, da, pe ca el. 8. Da, da că, ca optul da, da. la Și tot ăla la la acasă. Înseamnă că ai fost mai norocos decât mine. Patru ani de zile, la de patru ani de zile îl avem, îl folosim continuu, suntem foarte mulțumiți. nu eu am fost mulțumit. Iar ei lucrează în MLM. Și practic, cu cât vinzi mai multe aparate, cu cât avansezi în rețea, nu trebuie neapărat să aduci oameni. Însă, sistemele ilegale, cele piramidale, sunt cele în care zice, uite, te costă 1000 de euro înscrierea și dacă vrei să faci bani, trebuie să mai aduci încă 3 care să se înscrie. Dar n-au produs, n-au nimic, nu promovează nimic, doar înscrierea. Mm -hmm. Cele care merg doar pe înscriere și nu oferă ceva, un produs pentru ceea ce și un produs să fie și valoros, într-adevăr, aceste sisteme sunt ilegale, sunt piramidale. De obicei, ăștia care am văzut că vând la mele nu se găsesc produsele în comerț. De ce oare? Pentru ca să nu se vadă prețul, deoarece adausul este de 80% la unele produse și dacă ai găsi în comerț, ar fi mai ieftin și le-ai luat de acolo și atunci ei nu și-ar mai plăti rețeaua. Deci ei caută produse unice pentru ca tu să nu poți să compari prețul, e mult sau puțin. Pentru că rețeaua, Aha. toată rețeaua respectivă costă destul de mult și atunci ei preferă, ca să nu dea bani la, nu știu, Carrefour, ca să i pulăm pe raft, preferă să plătească la cei care formează rețeaua. Și atunci trebuie să aibă produse total unice și nici măcar să nu fie ceva asemănător. Ca altfel nu mai cumperi, clar, mergi și le de acolo. Noi am avut la un moment dat o companie de suplimente în Slovacia și știu că... Suplimente ce... pentru sportivi sau pentru ce? Nu, de tot felul, pentru oameni general, erau vitamina C, minerale, ah, tot okay. felul. Uh -huh. uh, Avita se numea compania. Și uh, știu că când am făcut planul de marketing, l-a făcut cineva cu experiență. Eu am crezut că o să punem acolo un 30% peste, 5% peste. Și, practic, produsele uh, erau undeva la 8% din valoarea prețului final. Adică, era un adaos imens și 70-80% mergea către partea de vânzări. Wow! Da, pentru că altfel oamenii nu vreau să le vândă, că nu le renta. Și atunci. Că a... să distribuiau banii ăia... Da, de lumea. Au șapte nivele și au calculat ei cât ar trebui pe fiecare nivel ca să fie lumea fericită, dar când pui, de exemplu, ună carfu, mi-au scris cinci cărți și când am vrut să-mi vând cărțile către o librărie, mi-au zis, start, pe cartea ta de 50 de lei, tu primești 5 pe lei, noi 35. Zic, cum am plătit... Eu am muncit, tot nu mai au vins, tu ești deci intermediar, lei, da. Știi? Păi pe 15 lei? Da, și atunci am preferat să le vând eu direct, că nu, nu renta. Le am și acum la diferite librării, dar când văd că primesc 15 lei pe o carte de 50 de lei, practic e fama mulți bani, cei care ți-o vând, decât tu care ești autorul ei. De asta, na, a fel este cam și în celelalte produse, dar legat de MLM, din păcate, foarte multe MLM-uri au luat-o pe o altă direcție, pe direcția înscrierii în afacere și afacerea a devenit înscrierea, nu produsul. Am văzut că aveau și de -astea, în șor în term, zvai o săptămână la un hotel sau ceva, ceva firme astea turiste iară s o băgat pe mele meu și aducea oamenii la conferință și plăteai un, o cameră de hotel pentru un an de zile, mergeai odată pe an, o săptămână sau două, tot așa, știi? Și te trăgeau de mână puțin agresiv după stradă, scapă știi? Numirea, știu că și a fost abordat și eu am vrut ca să particip, să merg, să mă plim și așa mai departe, doar că, na, iară zic, produsul nu era atât de valoros încât să zici, da, mă, toată lumea vrea. Și, da, unii au făcut bani, chiar știu persoane care au făcut bani prin partea aceasta și dacă cumva era o persoană care călătorea foarte mult, poate că era bine să să ai un astfel de produs dacă aveai și prieteni să mergi împreună. Dar, na, din păcate asta spun, multe MLM-uri au dat-o ușor pe partea de înscriere mai, mai, mai mult decât pe partea de produs. că, mă, uite, ăsta e produsul și e bun. Cei de la Kangen chiar au produsul care l-au. Eu o să vorbesc cu cel care... Te rog, nu, da. Dintre Îți fac poze și-ți cu serie și cu tot. Nu n-am mai auzit eu n-am probleme cu el, dar cred... cred. Chiar la Brașov, cred, nu mai știu exact, dar acolo am trimis la servis. Cred, cred că la, la Brașov este, dar da. de a, zic că pot să Acolo vorbești, am trimis, să vă la, să am la Brașov dar. am trimis la service. Mi-au trimis oamenii înapoi, săcă, au schimbat, nu știu ce, filtre sau... Da, da, sunt a, praf a, a, la tehnică, nu știu, nu mă filtre, pricep. Da, și am băgat iar înapoi în, în rețea și după o lună iar mirosea de avea un miros ca de, nu știu, ca de sulf, așa. Eu am crescut acolo, și în județul Arad și erau niște izvoare de astea de sulf, care făceau bine pentru sănătate, dar miroseau un grosor și când treceai cu mașina pe acolo. Și are da. un miros foarte. Apa mea nu miroase, că eu am și uh, am trei puțuri în curte, forate la mare adâncime, ah, că fiind sunt, la țară, știi, na, rețeaua comunei nu e o apă de calitate. Și atunci mi-am forat eu puțuri, că am și la acolo, acolo și de acolo am conectat la puțurile mele, adică nu prea are de unde să miroase apa și dacă ar mirosi, ar mirosi fără exact, aparatul da, să ăla. Adică că fără aparat nu miroase. Nu miroase deloc, absolut. I-am da, făcut și analize, da. zis, bă, poate conține vreo substanță care nu e compatibilă da. cu... N-am găsit nimic să nu fie în regulă, știi? Adică, azi, bă, da... Oricum, legat de apă, o idee foarte bună să avem apa proprie, pentru că prima dată, acum suntem cu problema cu energia, dar după energie o să vină problema și cu apa. Pentru că de la an la an există tot mai puțină apă potabilă, scad debitele și asta mărește prețul la energie, pentru că dacă avem un debit scăzut la apă, hidro, care e principala sursă de producție, o să aibă mai puțină producție. Oricum va producție. fi tot mai greu de la an la an și oamenii ar trebui să caute ori să mute la țară, ori să devine independent, să nu mai depindă exact, de stat sau de primărie exact, cu exact. apa, cu curentul. Acum, dacă se face un blackout, ăsta cum au zis, păi într-un oraș ca București, o să nu fie curent două zile, să nu meargă WC-urile, să nu meargă apa da, sau ceva este un. Nu, nu cred că o să ajungă blackout-ul chiar la casnici. Eu vorbesc de 2 ani de zile de blackout și spun că este o realitate. Oamenii nu știu, dar de exemplu sunt întreprinderi care au fabrica la capătul de linie, unde rețeaua este prea încărcată și nu poate să transporte mai mult, și în, în fiecare an sunt anumite companii, anumite puncte de consum, care au perioade fără energie, doar că nu se fac publice. Dar blackout-ul există și anul trecut au fost câteva care au rămas fără energie. Deci. Chiar mă uitam acum pe un document de la, de la cei din Dubai. Ei în Dubai au Ministerul Viitorului. Și acolo în fiecare an, da, mă sună. <laughs> Ministerul Viitorului. Și în fiecare an fac prognoze ce o să se întâmple în anul viitor. Și un lucru foarte interesant pe partea de energie, că asta m-a interesat, spune că în viitor lumea se va descentraliza. Asta este viitor. descentralizarea. Adică să ai energia ta la tine acasă, și am văzut chiar țări care au început să monteze pe fațada blocului panouri, nu sunt foarte eficiente pentru că unghiul nu este cel mai bun, și pe acoperiș. Și sunt blocuri independente din punere energetic, chiar am citit un articol, mai știu, cred că în Polonia au făcut un astfel de proiect, iar oamenii aceia pur și simplu sunt independenți energetic. este extraordinar. Mai ales în situația zilelor care vor urma și ne la anul va fi nebunie în piața de energie. Deci la anul eu sunt tare curios, noi toți suntem foarte curioși, pentru că nu există soluție. Ok, Plafon în prețul. Dar asta nu. Tu mi-ai zis că au plecat ea, pentru că de la, din, de la, din ianuarie nu mai au de unde să cumpere energie. Una din problemele cele mai mari în România este, da, nu găsești energie pe burse. Dacă, Bun, și mai dacă nu mai ai energie de la anul, ne tai curentul sau ce se întâmplă? Păi nu, va fi. Doar că va fi pe PZU, pe bursa de a doua zi. Aha. Nu există contracte bilaterale care să le cumpere. Okay. Eu, de exemplu, când fac un contract cu clienții noștri, uh, na, trebuie să cumpăr în același timp energia de undeva. Fac un contract pe un an. Ok, dar trebuie să iau pe una în energia de la un producător. Dar dacă eu nu găsesc nimic și toată lumea vrea să dea pe PZU, vreau să dea pe bursa de a doua zi, de ziua următoare, pur și simplu eu iau la o preț foarte mare, pentru că pe bursă tot timpul este foarte sus. Da. Și Atunci eu trebuie să am și contracte bilaterale, să mă asigur, mm -hmm. Mai, 70% din portofoliul meu este asigurat. Și vedem atunci cum ne echilibrăm, e soare, e vânt, nu e vânt, dar nu pot să stau să intru în 2023 cum e acum situația și o să nu am unde să îmi cumpăr energia. Și să rămân cum este nl cu 5 milioane de clienți, sau 3,3 milioane de clienți are nl -ul. 5 milioane are E1 pe gaz. Deci nu pot să intri în 2023 și să nu ai energie. Că clar intri în faliment. Și în faliment la numerele acestea și la companiile de o asemenea amvergură nu poți să ți-l permiți. De asta preferă să vândă, vin chinezi, vin alte țări care vor să riște și, da, din câte am văzut și Cezu a fost vândut recent. Deci, Ce e Cezu? Există patru furnizori mari de energie în România. Este Electrica, Enel, Eon și Cez. Cez. Cez, așa se numește, pe a? Oltenia, pe zona de sud. -a Sunt ției. de -a noștri români sau de afară? Cehi. Cehi. Cehi și, na, tot ce este investitor vechi în România începe să vrea Știu să... Știu că s-a dezvoltat și o rețea de, de hidrocentrale, pe râuri mici sau ceva tot așa private. Da, microhidrocentrale micro, -hidrocentrale micro -hidrocentrale se numesc, astea. sunt rentabile pe de o parte, pe cealaltă parte se strică destul de repede și de asemenea investiția este foarte mare, de undeva la un milion jumate megawatt, două milioane chiar. Față de cât e la panouri? La panouri este un milion, un milion, un milion, un maxim. Acum cu scumpirile mă refer, mod normal era un milion, chiar sub un milion. Și dacă mergi pe panouri mai puțin uh, eficiente, este și la 900.000-800.000. Ce înseamnă un megawatt ăsta? I ajunge pentru un sat mic să-l alimenteze? Păi, uh, aproximativ noi cheltuim uh, undeva la 300 de kW pe lună. O, na, o gospodărie normală, o casă, într-un apartament e 150 de kW pe lună. Începe 150 de kW. Cât de kW acum, medie, cât costă? Cât costă? Da. Da. Depinde de la furnizor la furnizor. Acum este plafonat și e plafonat până la un leu. Cu, cu taxe. Deci ar veni cam 300 de lei factura la curent pentru o gospodărie, dacă ar fi plafonat, nu? Da, dar el este plafonat pentru casnici, doar că unii furnizori țin cont, alții nu țin cont. E o nebunie totală în piață, unii au un preț, alții au alt preț. Știu unii au fost acționați în judecată și am înțeles că au și câștigat în prima instanță, din cauza că au făcut o factură uriașă de Păi, da, au făcut facturi nejustificate, însă de multe ori legea la noi în țară funcționează retro, adică noi ne facem planul, cumpărăm energia la un anumit preț, știm că ăla va fi prețul pe un an, după care la jumate anului zice, da mă, de la clienții ăștia voi le dați la jumătate de preț. Și atunci eu nu pot să fiu performant. Da, te de peste cap -o, Avem angajați, avem, au zis în felul următor, ok, între prețul care tu îl cumperi pe bursă și cât ți l-am plafonat, o să-ți dăm, noi status dăm bani înapoi. Și pe lângă faptul că nu s-au dat prea repede și prea mulți, eu am angajați, am angajați, am sedii care ne costă 50-80.000 de, de euro pe lună ca să ne ținem business-ul. Ăia cine mi dă? Eu într-un an cheltui un milion, e clar că intru un faliment, că n-am nicio altă șansă. Motiv pentru care și noi am separat firmele între ele, cum am zis, ideea de mai multe ouă, mai multe coșuri. Da. Eu, eu de, portafol, la primul, normal. de la primul faliment, care l-am avut în 2000, 7 2008 de fapt am început și mi-am pus fiecare companie separat. Iar, la un moment aveam șase restaurante japoneze în România. Fiecare restaurant era pe compania lui ca să fiecare manager să știe exact ce a făcut. Fiecare manager avea 20% din business și, bă, fie, să nu fiu în și risc le-ai vândut sau le ai închis o parte le-am vândut, o parte le-am am, na, parte le -am uh, închis pe toate când nu mai sunt ale mele. Dezavantajul aici când ai fiecare restaurant separat este că nu ai o rețea și rețele de obicei se vând mai bine, că se calculează ebitda pe toată rețeaua, adică de obicei ăștia care vor să ducă la bursă sau vor să-și vândă business cam unesc toate companiile știi? adică își fac un plan și atunci în momentul când fac exit deja totul e Împreună, știi? Noi le luam ca și grup, fiind același acționariat, ne-am fost considerați ca și grup, în plus n-am luat niciodată, n-am n, luat, n niciodată cu statul. Eu, eu, am vrut să lucrez cu statul, nu -am Dar n-a vrut statul să lucreze cu tine. N-am să N-ai -am, -am, -am bătut digital, la ușa care trebuie, n-ai da. cotizat unde trebuie. <ride> nu sunt deschis, tot timpul am fost deschis. N-am luat fonduri, pe de o parte a fost și bine, pentru că m-am bazat tot timpul pe banii care am făcut eu. Nu m-am bazat că o să vină cine știe ce fond și... Mare nebunie plină. cu fondurile astea. Eu am făcut conacul ăla la INEU, ți-am povestit, da. chiar unde am făcut liceu. Era o clădire de 1800 ceva și asociatul meu care e acolo video a zis, bă, nu vrei să bagi banul și am băgat uh, un milion jumate de euro până acum, nu mi-am făcut plan de afaceri să scot, că e un oraș de 15.000 de locuitori, nu o să scot bani niciodată. Dar după ce am început, ați zis, bă, dar de ce era nebunie cu fonduri, că se iau fonduri, știți? Bă, da, de, de, ce să bagă toți banii de la mine când pot să iau fonduri? Și am aplicat pentru fondurile astea, băgasem deja vreo 7 800000 de euro și ne-au spus ea de la fonduri, domnule, vă, vă calificați, dar în condiții în care nu băgați niciun ban, uh, atunci, dar acum că băga bani, vă mai dăm. Păi nu sunt eu mai credibil zis. că am băgat deja 800 mii de euro decât ba da. unul care ia fondul și merge la păcănele cu banii, cum s a întâmplat de teorie Adică eu nu înțeleg ce criterii de... De-aia <fie> suntem noi cei mai cei mai ultimi din Europa la accesare de fonduri exact. europene din cauza criteriilor astea care sunt total, adică eu sunt mai credibil ca investitor care am pus deja jumate de bani și tu îmi dai restul de jumate decât unul care are o exact. hârtie exact. și zice dăm banii și după aia merge la păcănele și joacă banii, știi? Și partea aceasta este foarte întrebătoare. Sunt oameni care nu au nicio experiență în business și trezesc cu un milion de euro. Păi, nu are cum să facă omul acela cu milion de euro un business care să meargă, pentru că nu știe. Și sunt mulți care au luat fonduri de un milion de euro și da. au pierdut banii. E adevărat, e adevărat și de asemenea asta este tot o cale de îmbogățire rapidă. Și și tot o viziune și o speranță, las că iau fond și m-am îmbogățit. Și oamenii în loc să se gândească, hai mă să-mi fac business, să iau de jos, să fiu eu stabil pe mine, ce las mă, că îmi fac niște acte și iau niște fonduri și am scăpat. Nu mai merg eu pe munca grea până ajung eu la un milion de euro. Și cumva dă o speranță, na, ireală pentru îmbogățire. Iar pe cealaltă parte, cu partea cu fondurile, nu prea înțeleg eu cum pot oameni, de exemplu, acum spunul pentru energie. Oameni care nu au nicio legătură cu. cu energia, n-au experiență, nimic. Da, au luat, știu eu, persoane au luat, 2-3 milioane de euro, care noi de, de greu, am făcut. Nu erau niște criterii de eligibilitate acolo. Adică... Da, erau unul dintre criterii este să stai pe cineva cu experiență în domeniul energie, doar că na, să pui un civil la dosar, să dai cuiva 1000 de euro să că e la tine în firmă, nu e foarte greu. Și atunci, cumva, eu chiar mă uitam cum poate să ia cineva să facă un parc, pentru că era făcut foarte greșit, n-avea -avea distanță între, între ele. Uh -huh. Deci un panou se termina și altul începea cu unghi. Și atunci, absolut, ăsta din față îl umbrea pe rândul al doilea. Ce -avea, spunea că -avea cu umbra distanța. aia, stii? Exact. Și atunci al doilea nu mai producea. Dar ce mi-a spus cel care are parcul? Ce vrei căline? oricum, a luat pe fonduri. Spus, și, și ce dacă ai luat pe fonduri? Dar poți să bani. produci și bani, adică exact. adică. Da, n-a avut experiență să ia pe cineva, doar că ai cât mai repede, hai, dăm bani pe partea cealaltă ca să fie bine. Și, din păcate, astfel de lucruri dau un exemplu negativ. În plus, am văzut că Polonia este țara care a luat tot timpul cei mai mulți bani, a luat chiar ce n-au luat alte țări. Au cel mai mare grad de accesare au școli, de fonduri. Au, au școli, au cursuri care te învață cum să accesezi fonduri. Adică poți să meargă oricine gratuit și să facă un curs din partea statului cum să accesezi fonduri, ca să nu ai nevoie de nu știu câți consultanți. Dar sunt o grămadă, o grămadă de firme de astea care fac mulți bani și îți iau comision până la 30% din, din fonduri. Adică am văzut firme care se dau numele, și îți iau fonduri înainte ca să și bani. îmi dai 30% din banii respectivi. Adică mi se pare uriaș, normal să iau 5%, 3%, 5%, 8%. Este uh... eligibil, știu că este 5%. Pentru că și noi acum am, am pregătit câteva dosare pentru parte de fonduri. Am auzit că se dau bani pentru energie. Dar înțelegi că eu. dau și la gospodării, nu? Da. Există Casa Verde, un program. În fiecare an cam 20.000 de clienți primesc gratuit un sistem undeva la 15.000 de lei. 3 kW cum ar veni. Și știu că s-au dat destul de... Multe și sisteme. acolo te înscrii și primii veniți, primii serviți sau cum se procedează, dacă sunt un eu număr -am limitat. Găsit, eu n-am găsit nicio logică pe partea aceasta. Tu m-a întrebat și mine unele persoane ce să facă dacă știu pe cineva acolo să rezolvăm. Eu n-am găsit niciun criteriu de selecție. Pur și simplu din 20 ia unul, punct. Parcă îl trage la sursă sau ceva de genul acesta. Ai, fac o tombulă. Adică n-am găsit primii veniți care s-au înscris să primească. Unii s-au înscris mai târziu, au primit, nu știu, nu știu, eu criteriile poate, însă Oamenii care pot să-și pună panouri pe casă, să-și pună panouri pentru că vremurile care vin nu o să fie deloc bune. Iar, de exemplu, dacă îți instalezi un sistem, poate să ducă până la 80% din consumul tău. 80% este bine deja. Adică îți aduce factura... Dar foarte important să se conecteze la rețea, pentru că bateriile sunt extrem de scumpe și am înțeles că după 5 ani trebuie să ți le schimb, nu? Sunt baterii și baterii. Cele care sunt acum, pe care na, le comercializăm și noi am și eu acasă, sunt destul de și frumoase în ziua de mașină și au 10 ani garanție. Adică e destul de bine 10 ani. Și, și cât garanția. costă bateriile din. Cam ca cât procent din, din. Cât e sistemul, sunt și bateriile. Adică costă 15 de euro sistemul, 5.000 de euro bateriile. Sistemul te referi la panouri sau la ce? Panouri invertor, da. Deci panouri invertor egal baterii ca și cost. Da, Da. Da. Plus, mai sunt sistemele de montaj, care și ele au, au un cost 23% din sistem e pe ceea ce le pui. Adică bateriile sunt bune, dar trebuie ca să vadă fiecare cât de eficiente sunt pentru el. În cazul unui blackout, clar, bateria este importantă. Dar mai este o soluție mai ieftină, în loc de baterii, există acele stații UPC. Și ție un OPC din ăla care Bine, ține, fie, cred că numai televizorul și niște becuri, da, nu? Da, televizorul și niște becuri ține o noapte întreagă, 12 ore. Ca să așa avem așa. noi la servere, știi, când pentru se Exact, da. pentru servere și așa mai departe, îți ține o noapte, să zic așa. Dar nu ține pe termen lung. Dar dacă vrei pe termen lung, trebuie baterii profesionale care să se încarce, care să, na, să ți ține tot sistemul. În cazul unui blackout de câteva zile, ai nevoie de baterii. Însă este foarte eficient să injectezi în rețea, deoarece tu vei primi aceeași cantitate, este echilibrare cantitativă. Deci, eu vara injectez foarte mult în rețea pentru că nu folosesc clar, iar iarna cumva compensez din ceea ce am injectat vara. Și este foarte eficient pentru consumator și cred că este o lege, una dintre puținele legi care într-adevăr fac o mare diferență în bugetul oamenilor. Adică chiar e un lucru frumos care s-a întâmplat. Bine, mai multe țări, mai România mm -hmm. are treaba aceasta. Și cred că în următoarea perioadă am văzut, acum recent, că iar au modificat și-au modificat în bine. Adică, nu mai știu de din ce dată, ca să te înregistrezi, ca să-ți faci, practic, legarea la ei la rețea, poți să-ți faci legarea, acum ceea ce spun este ce am înțeles și aștept să văd și eu finalul, dar pot ca să te conectezi la rețea, să-i notifici și în 15 zile, dacă nimeni nu zice nimic, te-ai conectat la rețea. Mm -hmm. Nu știu cum se întâmplă cu contorul ăla de dublu sens, că ar trebui să vină ei să-l monteze, și să ia practic citirea de la Asta depinde ăla. de furnizorul ăla de care există tu pe fiecare Dis zona țării? Distribuția. Distribuția. Deci acum furnizorul este una, e cel cu facturile, distribuția este cea cu reparațiile. Ei de obicei sunt aceiași. Am aceeași ce... firmă, numai că e da, două împărțite Sunt în... două firme din același grup. grup. Iar distribuția, fiecare zonă are o distribuție, atât. Și sunt cei care ne apar pe factură acolo, taxă de distribuție. Iar distribuția vine și schimbă contorul. Bineînțeles că sunt foarte multe persoane care așteaptă și șase luni pe partea aceasta. Asta este un uh, lucru care am văzut că sperie pe foarte mult, ce da, mă pun panouri, dar stau șase luni degeaba. Nu e adevărat. Pentru că, de exemplu, uh, primăvara, toamna și iarna, tu degeaba spui contor cu dublu sens că tu oricum nu injectezi în rețea. Pentru că produci foarte puțin. Iarna scade uh, producția până la 30%. Așadar, dacă sunt oamenii care acum și-au montat panourii, oricum până în vară, prin una mai, ei nu, nu ar nu injecta. Nu simt uh, cum ar veni. Nu simt. Deci ai timp să stai, nu e atât de speriat. Scopul e să scapi cât mai repede, să-ți reduci factura și să nu spui panourile în, în vară. Dacă ți le montezi în vară, pierzi cea mai bună perioadă din an. Dar acum este momentul cel mai bun ca să le montezi, că oricum, până îți vine contorul, numai bine vine și vara, când o se producă bine. Dar iar zic, trebuie puțină conștientizare, puțină responsabilitate uhum. proprie. Măi, mă iau de la gură, asta este, nu mai merg în vacanță de Revelion sau eu știu ce restaurante, sau eu știu, nu mai cumpăr mobilă. sau... Că... Și aici este o discuție. Oamenii n-au bani, dar la... când vrei să-ți cumperi un telefon, un iPhone, nu găsești. Dar oamenii n-au bani. Și te uiți prin, nu știu, prin șantiere, muncitorii ăia tot murdari, scot din buzunar iPhone. Păi nu ai bani, nu ai bani, dar ai bani de iPhone, pe un iPhone ți-ai pus un sistem de 2 kW și care cât de cât îți produce, îți scade, nu te vede nimeni, într-adevăr, cu sistemul la ureche, dar trebuie puțin să ne schimbăm percepția și să nu doar strigăm, hu, statul ăla, ăla, mă înjură pe mine că le mi facturi, că-s mărite, păi da, mă, dar eu, eu cumpăr energia scump și cu cât sunt mai mulți ca și mine care producem energie, ea va scădea ca și preț, cu cât sunt mai mulți care își pun pe acoperiș, ea va scădea, că scade cererea crește oferta. De aceea, na, eu știu că oamenii nu vor o cheltuială în plus care nici nu o simt. Ceea ce spune pune panouri, nu simte nimic. N-are o plăcere, nu iasă cu panourile pe stradă. Dar în timp, în timp, se simte. Se simte și se simte și uh, siguranța ta, că se ia lumina sau habar n-am, te simți mai na, în siguranță, să zic așa. Eu uh, acasă îmi vine factura când venea, că ți-am spus mai de 4 luni, cam 1.200 de euro pe lună. Adică dacă ai zis tu că 300 de euro e o normală, deci cam de 15 pe ori decât o gospodă normală. Cam cât m-ar costa pe mine investiția în panouri ca să pot să fiu break-even, chiar dacă nu câștig bani? Pe dacă de 15 ori, asta înseamnă la nivel de kW consum pe lună, undeva la 4 mega, 4500, undeva la 4 mega pe lună. 4 mega pe lună sunt produse. Hai zic 5, că pe tot timpul vreau să fie mai 5. over, știi, să fie mai mult. 5 trebuie un sistem de 50 de kW, 50 de kW costă undeva la 50.000 de euro plus montaj, Montajul diferă pe fiecare tip de acoperiș, pe fiecare zonă. Deci zona. cam 60.000 de euro? Da. Păi da, dar asta înseamnă că eu în 5 ani de zile mi-am amortizat și după aia am curent gratis, nu? Asta este. Noi tot timpul împărțim, chiar și pe investiție, că a fost întrebarea 10.000 de euro, 500 de euro. Aia a fost o lună foarte bună, dar în rest, noi calculăm undeva la 48 Cred că mesajul n-a fost foarte inspirat, Căline, pentru că în momentul când îi zici, bă, dăm -mi 10 mică, îți dau 500, omul crede că e pe termen lung, nu crede că e luna respectivă sau da, ceva, da, știi? Da, trebuia puțin precizat că este doar da. un exemplu pentru Și că luna fluctuează respectivă. în funcție de ce ai zis tu, mai mult factori. Să... Fluctuează în funcție factori. de prețul de energie. Și atunci, da. dacă, uităm, dacă prețul să fie așa în perioada. perioadă, na iar zic, în energie, cine vrea să investească, trebuie să aibă și puțină încredere că prețul va crește. Că dacă tu zici, da, nu, cred că va crește prețul, nu investi. Că, na, Omul eu... se gândește, bă, să război din Ucraina și scade iar la jumătate prețul, știi? Oh, pe și în celelalte țări? <laughs> nu, eu spun, adică țări... cum, cam cum gândești. În momentul că este în care se război din Ucraina, Ucraina o să aibă nevoie de energie chiar mai mult decât au acum. Ca să, pentru, reconstrucție, pentru ca reconstrucție, ca să se refacă. Normal. Atunci o să se consume și o să, o să vedem atunci cum o să crească tot ce înseamnă sistem, sector imobiliar, pentru că materialele de construcție care vor se vor duce în, voie, în Ucraina. Se vor duce din România, că suntem cei mai apropiați, că nu se ia de la ruși. până acum luăm luam, luam, noi din... Da, până acum luau toată Europa, grâne și ce mai aveau ei acolo. Nu, dar inclusiv cărămizi. De exemplu, eu mi-am făcut acasă, am văzut la Londra un gard ăsta faină și cum am 15 câini acasă, tot intrau în grădina de legume și făceau praf legumele. Și bă, îmi fac un gard, mi-a făcut un gard în cărămidă plină, știi? Da. Și am văzut eu la... Asta era 5 lei, de exemplu, cărămida respectivă și mi-a dus un cineva din Popești de acolo de lângă mine, lângă Frumușan, cu 2 lei aceeași cărămidă din Ucraina. Au venit Ucraina. omul cu vagonul și mi-au scărămidă din Ucraina cu 2 lei identică ca aia de la magazinul ăsta mare care, se, care vând acum, care era cu 5 lei, știi? Adică, nu, no, și acum da. se întoarce roata și acum o să dăm noi în Ucraina unii o să fac iarăși bani, pentru că va fi într-adevăr o piață foarte bună, alții da, o să sufere pentru că noi ca țară cu siguranță o să ni se mărească prețurile pentru construcție, iar pe partea de energie, eu nu cred că va scădea prețul, pentru că noi avem o statistică, o arăt chiar și la seminarii, în ultimii 750 de ani, prețul a crescut aproape continuu, 750 de ani. Toate statisticile arată că în 50 va crește mai departe. Nu va crește hop în sus, dar va avea trepte, dar va crește. Și eu de aceea mi-am investit banii mei în domeniul energiei, de asemenea, pentru că eu chiar cred că va crește prețul. Dacă n-aș crede, n-aș investi. Dar în ce să și investești? Recuperarea investiției noi o vedem în 5 ani Nu o vedem într-un an sau doi Păi ți-am zis eu la mine acasă, am făcut calcul împreună aici da, Că de exact. și te-am și întrebat Am zis, bă, atâta nu trebuie, că am 4 jumate, ,5, 5 ani Dar e foarte bun Ca și investiție în 5 ani să se amortizeze un apartament se amortizeze în 15 ani În 20 de ani, în 18 de ani, depinde și În ce țară da, investești Da, legat de, 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 de apartament mi-a zis cineva e, Dacă investești în apartament e 15 ani, dar Ai o siguranță Și eu, eu vreau să spun că investiția în panouri e cam aceea siguranță pentru că nu ți le ia nimeni. Adică ce le-ai montat pe casă, ele acolo rămân sau împarți unde ar fi ele. Cât sunt garantate, Gărine? 20 de ani, 15 de ani, 30? ani? Panole cele tehnologie mai nouă sunt pe 24 de ani și scade eficiența, zicem, de la 100%, la 100% la 82%, ceea ce este incredibil față de acum. Adică 8 după cei 24 de ani scade la 80%. 80 la sută, dar da. ele mai merg în continuare și după 20. Merg și 30 de ani, doar cât e mai rentabil să le dai jos, să folosești terenul și postul trafă, să pui panouri de tehnologie mai nouă. Mai nouă. Deci produc de mai ani... mult. zai seama că o să producă de 2-3 ori mai mult decât astea de acum. Că... Da, produc mai mult și ceea ce am văzut la panouri nu contează neapărat câți vați are, și contează, iară zic, voltajul. Te uiți pe Panou, nimeni nu-ți spune asta, că nici nou nu ne-a spus, dar vedeam că unele parcuri pornesc la ora 8 să producă, altele puneau la 10 să producă și două ore de soare importante. Și deci, când am verificat că erau branduri diferite, singura diferență era că unul aveau voltaj de 49, iar altele aveau de 38. Alea de 38 erau mai ieftine, dar dacă tragi din ea, este mai rentabil, că nici nu ai spațiu să le pui pe acoperiș foarte multe e mai rentabil să scumperi cumperi panouri poate cu 10% mai scumpe, dar care să producă cu două, două ore pe zi în plus de soare. Apropo, mie, cam ce suprafață mi-ar trebui ca să-mi acopere consumul meu de... Pe un panou are 2 metri pătrați, aproximativ, cele mai mari sunt 2,1 pe 1,2 deci, cumva, 2 metri pătrați ar fi nevoie la 50 de kW, 100 de metri. Deci mi-ar trebui cam 100 de metri. 100 de metri, poate puțin în plus, că na, ele și au Și neapărat distanța. să fie îndreptate către soare, adică n-aș putea folosi și partea alta acoperișului care e pe partea... Știi? De nord. Da. Noi recomandăm pe partea de sud sau est-vest. De exemplu, la Hale, când le montăm și e drept, montăm est-vest. Puțin ridicate ca și un acoperiș. Ca să ia și în prima zi și a doua zi și când este pe sud, reflectă. Dar dacă le montăm pe nord, nu o să fie eficiență. Pe ele. Nu, noi nu recomandăm. Sunt care au montat și pe nord, cais zis, bă, ele merg pe lumină până la urmă. Este lumină, produc. Dar cel mai bine ar fi să fie montate pe sud și pe sud, na, ar fi nevoie undeva la ASCM 110 metri de acoperiș pentru, pentru, 50 de kW. Ca să Este și o distanță între ele, mai e nevoie de ceva loc să treci, când se montează, na, e nevoie de un spațiu puțin mai mare. Da, na, eu, dacă nu aș lucra în domeniul energiei, oricum mi-aș spune, deoarece e siguranța mea, mă simt bine. Știu că mă uit pe telefon și când văd pe telefon cum se produce și cât iau din rețea și cât iau din panouri, mă face să mă simt bine, pentru că am acasă sursa de producție. Eu m-am lămurit acum cu panourile, chiar zis că era interesul meu personal, că vreau să am și vorbim cu nevastă mea și tot așa mi-e frică că vine un blackout sau ceva și zic mai bine exact. să am ceva sursă independentă de energie, chiar mă, nu știam nimic, au venit un băiat acolo, mi-a văzut câți kilovati consum și astăzi îmi face o ofertă, dar aș aștept să văd de... Da, în momentul de față, cumva clienții trag foarte tare de noi, deoarece când te arde factura, nu mai trebuie nicio reclamă. Deci dacă îmi făceam reclamă în urmă cu un an, doi, acum n-ai nevoie de nicio reclamă, pentru că pur și simplu pe, peste tot se știe că factura se mărește și n-ai altă soluție. Noi tot ne-am gândit ce altă soluție poți să ai să-ți micșorezi cheltuielile. În primul rând încep cu factura și factura nu poți să o micșorezi decât dacă produci tu energia. Să te bazezi, că schimbi... Eu mă bucur că hidroelectrica, într-adevăr, are prețuri mici. Dar oare cât timp o să aibă prețuri mici? Că la un moment dat, dacă are prețurile cât prea îi mici... lasă statul, probabil, nu? are și acționat într-adevăr statul. Am zis că acum se listează la bursă, nu știu dacă s-au listat deja sau știu că s-au Listat. Am auzit și eu că știu că s-au listat, doar că dacă se listează la bursă, ea trebuie să fie performantă și nu știu, trebuie să mărească puțin prețurile, pentru că altfel nu o să facă profit. Toate celelalte companii de furnizare au prețurile mai sus, trebuie să mărească și ei cu piața. Chiar dacă o să fie cei mai ieftini, o să fie cei mai ieftini din cei care toți sunt sus și totul este scump. De asta Trebuie puțin să ne uităm la noi ce putem face fiecare și să. Doamne fer de blackout, oamenii nu-și dau seama ce înseamnă cu adevărat un blackout. Să nu ai energie decât să se iei curentul două ore și ești nebunit. Dar în momentul în care. Inclusiv centrale termice, chiar dacă exact. pe lemne, tot le trebuie curent ca să. Le trebuie pompa. Că nu merge pompa. Nu merge care pompa care să împingă apa. De aceea, Doamne fer să ia curentul și să ai o centrală pe lemne să nu poți, de exemplu, șemineu. Eu am termoșemineu și acasă. Și s-a luat curentul odată și aveam lemne, aveam foc în șemineu și a trebuit să arunc apă, să-l sting, pentru că se încălzea apa, a început să fie fiarbă apa din conducte și nu puteam, când pompa nu recircula apa, nu puteam să opresc altcumva. Deci, fără curent este... Și un generator ar fi bun, mic, mare, cum ar fi, dar un generator cred că ar fi bun sunt la acum o generatoare, Sunt atât de silențioase, modele noi de generatoare sunt nici măcar nu-l auzi dacă îl pui undeva într-o zonă mai ferită și merge doar la nevoie, e automatizat, ponește singur. Adică măcar cum ai zis, singur, măcar termosemineu și un bec în casă, să nu stau pe să poți să apa la wc și -o asta, adică de da, exact. astea esențiale. Da. Și nici nu cred că e scump un generator, adică cred că e câteva sute de... Undeva la 1000 de euro este un generator de 7 kW care, care... ține o gospodărie, adică... Îți ține lejer 7 kW, îți ține foarte bine gospodăria toată. Să nu pui hota și mașina și un altă, dar până și alea nu consumă de mult. Guvernul tot iese cu declarații, să și contrazic că este primul ministru, ce nu, e șanse foarte mici, dar după iese Arafat și zice, cumpărați-vă plapul, mesaj de dormit, apă, ce mai aveți voi nevoie pe acasă, că nu se știe. Adică deja oamenii sunt confuzi și speriați, știi? Adică vine, nu vine, se întâmplă, nu se întâmplă. Și atunci mai bine e să prevezi și să ai să-ți iei măsuri de siguranță, că asta e problema la noi în România, că până nu se întâmplă, nu ne luăm nicio măsură. Și atunci, rupem rafturi în două de generatoare, de ulei, de apă, de zahăr, de ce mai este. Adică un pic de precauție ar trebui, pentru că sunt șanse foarte mari. Acum, în sfârșitul anului și în începutul ianuarie, se întâmple o chestie de genul ăsta. E bine, mă deranjează puțin și ceea ce se aude cu plafonarea prețului de la 1 ianuarie, deoarece se dă ca o soluție, spunem, gata, am găsit soluția. Care? Plafonăm prețul. Nu este aia soluția. Soluția că este să produce la energie. care furnizează energie nu-i mai convine cu prețul exact. la plafonat și nu mai de bani. Exact. Și după cum am auzit, Enelul se retrage. Eonul a anunțat public că au 6 milioane de lei pe zi pierdere cât da, să la taie, zice, bă, nu mai dau curent, la revedere, că nu mai îmi convine. Exact. Și ce faci? Bă, nu știu de ce, ce, faci. mai plafonat că... dacă nu e deloc, știi? Eu asta nu înțeleg, că se dă câte o soluție populistă care bucură masele. Cum a fost cu aia, dar și primul ministru, deși știa că uh, era uh, informat că prețul nu e atât, au plafonat prețul la lemne, dacă ții minte, acum vreo lună și ceva, două, și o scăpat 400 de lei, maxim metru cub. Da. Și unul ca să aducă lemne din pădure, el costă 500 de lei. Să o trezi oamenii acum în prag de iarnă, că nu au avut de unde să cumpere lemne, că era mai, ieftină, uh, uh, era mai ieftin să nu le vândă decât să le vândă. Știi Așa că asta e și cu energia. Deci cu energia mai bine o iei și o trimiți în altă țară decât să o în România. Ceea ce nu este. Dar tu poți să întorci butonul să zici, bă, pleacă la Unguri sau pleacă la. Mulțumesc frumos! Păi. Uh... Poți da, să butonul, poți să faci pe bilateral mai departe cu alte țări. Sunt, Este o soluție prin care se poate face lucrul acesta. Plătești o taxă de intra -boarding, faptul că o iei și o trimiți peste graniță transportul până în țara respectivă, dar tot ieși mai bine decât să o vinzi la 450 de lei cât e acum la noi în țară. Adică 450 de lei pentru noi în domeniul energiei, că noi plătim, am văzut la un moment dat a ajuns în vară prețul la 4.000 de lei, 4.000 de lei prețul pentru intrazimnicul, da. Este enorm, la ora 8 seara, 4.000 de lei. Am văzut în Franța, am fost în Germania prețul de genul acesta. Deci este o nebunie în toată lumea și culmea, românii au găsit soluția. Care? Am plafonat la un leu, punct. Dar, este, nu știu, ca și cum ai luat mizeria, o pui sub preș. Da, n-ai făcut curat în casă, doar ai pus mizeria sub preș. care nu le convine să dea prețul, cum ai zis tu, îl dă peste graniță și să te trezești că stai aia că nu-i mai convine să-ți dea ție, că el fiind firmă privată, de ce bă, da. de mâine no, nu mai ai. dau Energie că e prea ieftină și dau unde e mai scumpă. Și omul se trezește că a rămas fără curent, că nu-i mai dă nimeni curentul cu leu. Exact, și lucrul asta, eu asta spun, nu criz... e nebunia asta în energie și prețurile. Pe din 2014, de când s-a liberalizat piața, noi am avut acolo un calendar cu 10%, 15%, creștea prețul în fiecare lună, până ajungea la normal. Și s-a respectat că s-a respectat, după care ce au făcut ei? L-au reglementat înapoi, l-au liberalizat înapoi. Și acum vor să-l reglementeze din nou. Dar trebuie să ne lase odată să ne obișnim cu rău, că până la urmă am găsit fiecare o soluție. Dar noi ce o să pățim? Chiar mă uitam acum la prețul panourilor pe anul viitor. Deci în loc oamenii să înțeleagă, băi, hai să ne luăm panourile acum, să ni le punem, că cât de cât e un preț bun, ei au auzit acum soluția la că se pune la un leu, da? Și las că nu ne mai punem panouri, că va fi un leu, nu ne mai trebuie. Păi cât va fi? O lună, două, trei? Trei luni, patru luni cât o să reziste. După care, B la un moment dat, o să dea prețul la o parte și panourile o să fie cu 30% mai scumpe anul viitor. Normal. Și în loc să-și fi pus de acum, au așteptat și... Na. Păi el a plecat de nebun din țară. Cine a zis că a plecat? Enelul sau cine a plecat în țară? Enelul și-a anunțat retragerea din, retragerea. din România. Retragerea, păi a plecat de bine pune... ce era? Exact, nu a plecat de bine și uh, asta este ciudat, că Enelul este o companie din Italia, prezentă în patru țări, și pleacă din România, adică nu e că își închide afacerea în Italia. Își Unde își era chide... destul de un jucător destul de important la nivel de țară, e nu? E al doilea din România, la număr de clienți, cred păi că. Păi, și dacă mai făcea la bani pleca din țară, adică clar că și-a dat seama că dacă îi plafonat. Intră în faliment. De intră în faliment și atunci se faliment. duce. Intră în faliment și e tot spre răul nostru, că în momentul în care se aude în toată Europa și toată lumea că românii se joacă cu legea. Și bai, bai e Se banuie. joacă cu toate legile și partea de taxe și impozite și tot și de e fug toți de la noi pentru că politicienii ăștia care sunt la guvernare acum, cum e sau ăsta, el a lucrat o zi în viața lui în sistem privat. El nu știe ce, ce, ce înseamnă profit, ce înseamnă venit, ce înseamnă salarii sau asta. Ei văd că nu mi-au -mi bara buget că uh, au furat prea mult și atunci am măresc taxele și impozite în România. Cam asta se întâmplă. Știi? Și tot măresc taxele și impozite. Eu în momentul când s-a redus uh, uh, cota de, adică taxa pe dividende S-a redus la 5% și pe profit și tot mi-am mutat de firme din în Cipru, mi-am închis că România e paradis fiscal. În momentul exact. când care îmi ridic ceară taxe foarte exact, mult, mă duc exact. chiar înapoi și nu mai dau niciun ban. Exact. Aici mă duc și dau bani. Că toți zic băi, ești evazionist fiscal sau tu speli bani ai firme la Dubai, în Cipru. Nu, eu ca om de afaceri îmi caut să Bine plătesc înțeles. cât mai puțin impozit. Dacă Malta mă oferă 5% și România 16%, îmi fac firma Malta. E logic, nu că sunt evazionist sau sunt hoț, vreau să plătesc cât mai puțin impozit. E logic. Și uh, salariații își doresc să plătească impozit pe salar cât mai. La noi e țara cu am cam cele mai mari impozite pe salarii din, din, Europa. Adică dacă văd că domnul Ciolac în continuare mărește taxe și impozite, mut iar firmele în străinătate și gata. Adică n-am -am o problemă cu chestia asta, știi? Așa este și noi ca și țara am beneficiat de mulți investitori care au venit aici ca să facă business și chiar am uitam la Germania. Germania, din vedere economic, în Europa este numărul unu, ca și economie, ca și producție, industrie și așa mai departe. Și Germania ar trebui să ne fie un exemplu și să vedem cam cum se joacă ea cu legile și ce legi iau ca să facem și noi la fel. Însă, din păcate, nu prea ne asemănăm. La pe noi se schimbă asta. peste noapte, pentru că eu, ca om de afaceri, cum ai zis, bă, îmi fac un plan de afaceri care știu exact. cât să la am nevoie, care sunt chiriile, cât sunt taxele, cât e impozit pe dividende, impozit pe profit, impozit, impozit. Și după trei luni, după ce am dat drumul la firmă, mi-a mărit celălalt cu dublu impozitul. Și nu mai ies calcule, nu mai pot să-mi plătesc nu mai pot să-mi dai aia, nu mai aia. Și am închis compania. Ai văzut câte, câți dau faliment acum? Sunt am văzut, de mii, sute de mii de firme normal. care au intrat în insolvență și în faliment. Pentru că una și-au făcut calculul când au deschis și alte au venit după șase luni sau după un an guvernul cu tot felul de taxe și impozite. Știi? Da, și sunt firme mari care afectează economia, afectează concurența. Noi dacă nu o să mai avem concurență, o să crească prețurile, că nu o să Clar. mai creeze nimeni. Clar, de aceea, o să fie monopol. Va, -ă, legat de politicieni, eu cred că multe din deciziile care le iau, le iau și în favoarea teoretică, imediată, a mulțimii, pentru că altfel nu îi votează. Populiste. Da, Altfel nu-i votează lumea. Da, da, pe termen lung tot mulțimea suferă și pierde, știi? Dar oamenii nu-și dau seama, știi? Pentru nu -și că sunt păcăliți și de... Dacă unul face ceva, de exemplu, acum am văzut, m-am uitat și mi-a trimis cineva, nu m-am uitat, s-au certat, s-au îmbrâncit, s-au bătut în Parlament pentru că se închid termocentralele. Și atunci, cum ar veni ceilalți care sunt în opoziție, zbierau pe acolo că voi ați, veți închide termocentralele hoților în alta, da? Dar, practic, toată lumea a luat bani, 22 de miliarde, ca să închidă termocentrale și să deschidă parcuri. Iar cumva acum nu știu care pe care să dea vina, pentru că oamenii sunt nebuniți cu prețurile la energie și cumva nu știu cum să arunce uh, vina pe celălalt ca să fie ei votați. Dar dacă ar face ceva concret, faceți neva parcurile alea pentru care ați primit bani, că ați primit 22 de miliarde. Și nimeni nu mai vorbește de partea asta, unde sunt banii pentru parcuri. Că dacă făceau parcurile, închidea termocentrala, da? Și nu, nu era nicio problemă, nimic, nu da, nimeni, da. pentru că noi, ok, nu vrem să le închidem, dar ne ardem planeta. Eu de la an la an văd că e mai puțină zăpadă, eu stau la Brașov, pe la Brașov să nu fie zăpadă în decembrie? Adică eu îmi petrec, anul trecut Crăciun a fost fără zăpadă. Prima dată a nins cum trebuie pe 15 ianuarie. A făcut Marcel când era aia cu Udre atunci, un tun de la... De... Știu că tot merea, că și-o luați o da. mașină de aia înaltă așa și merea până acolo cu udrea să-i arate bazinul ăla de să făcea apă și exact. era tun de la de zăpadă artificială. Da, dar nu e normal. Deci de la an la an e mai puțină zăpadă și noi zicem nu, nu, nu că noi vrem acum să fie energia ieftină. Dar eu înțeleg că vrem acum, dar dacă fiecare și-ar face planul și am cheltuit banii cum trebuie, am avea și zăpadă și energie ieftină și toată lumea ar fi bucuroasă. Da, cred că mai mult se urmărește pe termen scurt soluțiile astea de băgăm mizeria asupra. Da, populiste, vin alegerile acum și arătăm la oameni că taxăm pe Constantinescu dublu, că lasă-l încolo, că e bogat și are de unde. Dar Constantinescu și-a jucările și-a plecat în da, și Cipru am... sau Malta sau în altă parte. Și... și asta am observat, că vreau să taxeze supra-taxă pe bogăție, pe aia, pe aia, pe aia. Păi ok, atunci vom fi toți o țară de săraci și mergem în Dubai. Că acolo, cât de cât acum, cel puțin, sunt taxe mici. Nu știu ce acolo tot să țină taxarea care este și impozitul care... Sunt e foarte acolo. mulți care s-au dus în Dubai și cu conturile și cu firmele și cu toți și au plecat... Ei, și eu mi-am deschis firmă în Dubai. N-am nicio activitate, dar la un moment dat mă gândesc dacă tot se măresc. Am văzut de, de, la e 3 greu anuarie, să deschizi firmă în Dubai? Nu este deloc greu. Noi am plătit undeva la 10.000 de euro ca să ne deschidem firma și să luăm și rezidență. Adică... Cu ce te ajută rezidența? E rezidență fiscală? Este rezidență fiscală, da? Te ajută în momentul în care vrei, de exemplu, să îți un credit de la bancă, de la ei, să dau credite foarte ușor și atunci trebuie să ai o rezidență fiscală la ei în țară. Iar mai departe când... Na, vrei și atunci, să... atunci nu se mai plătești impozitele la noi, îți plătești acolo în Dubai? Sau Bineînțeles, Înțeles? Da, da. Și impozitele în Dubai sunt total diferite, adică e mult mai rentabil să plătești în Dubai. Impozitele, de asemenea, poți să iei o mașină de acolo și să nu mai plătești TVA-ul de țară, de exemplu, eu am câteva supercaruri și. na, acum... Na, asta este, mi le-am trecut pe firmă, n-am plătit pentru că era dintr-o țară în alta și m-am bucurat cumva că eu pe firmă și nu puteți TVA-ul. Dacă ne vine controlul, ți-l scoate. deci ce ți ție mașina din aia pe firmă. Nu mai știu până în plafonul, vreo 50.000 de euro mașina. Nu mă tot ce este peste ți-a scos-o. Zice, nu, nu, ai tu nevoie de Adică scoate deducerea, nu că ți-a scos-o și ți-a confiscat duce, te o te sau veau. ceva, da, Nu, nu, na. nu. Te, te scoate TVA-ul. Zice, cum ai că deduci tu TVA? Nu, e deductibil pentru că e jucărie. E mașină de lux. Ceea ce este puțin ciudat, pentru că eu de exemplu, una dintre mașini McLaren, nu, mi am sticuit tot cu Solera, cu brandul nostru peste tot. Adică faci reclamă firmei, cum ar veni. Da, îi fac reclamă, adică omul se uită, vede -o brand -ul. folosești pentru reclamă? Da, da, eu chiar, chiar am luat-o special pentru reclamă, pentru că am făcut un tur cu mașinile prin țară și așa mai departe, au venit foarte mulți oameni și toată mașina cu mea... Poze, aia, au filmat, au pus da, pe to mașina rețele, mea pe cu tot, cu Solera. Solera X. Da, și zic, bă, uite, Solera X, chiar am luat-o, că dacă o puneam pe un Logan, nu se uita lumea la ea să-i facă poze. Nu, normal, trebuie să atragi atenția, e marketing ăsta, adică și normal, fiind marketing, ar trebui să- deducă da, să ducă, o, să, o să, vedem acum care este decizia. Mă refer că... Și legile sunt interpretabile și proaste și dacă vine un... Vine cineva nenic cu ea, dacă, dacă vine vine care vine cu, o să voință, cu intenție și automat ți-a nu te vezi. Pentru că mi-am inteles că acum în 2007, când am avut prima cădere zdravână, mi-am cumpărat X6-le, la mine a venit controlul în, în 2007, în 2008, pardon, a venit pentru mașină. Adică cine e ăsta cu mașina asta și așa mai departe? Atunci X6-le era ceva. Așa bățesc eu cu poliția pe... Știi? Eu cum te vede cu Lamborghini, te dragi pe dreapta. Dom'le, dar ce m-ai oprit? Păi am vrut să văd și eu cum arată înăuntru mașina. Asta adică, frate, dar, dar mă grăbeam bună. și eu, am întâlnire și eu, mă găbeș și eu la birou. Sau se uite cu ură așa, adică așa cum ai fi furat. Cum ți că mi-o zgâria prima mașină, da. sigur ai furat, ai făcut afaceri cu statul, ai înșelat oamenii, sigur e o problemă și găsim. Bă, n-ai avut centura. Păi de unde ai tu că m-ai oprit de la exact. 200 metri când n-am avut centura pus? Eu am cu centura de obicei. Așa am bățit când am mașină. am, fost, am făcut un, un, de asta, un vlog de la, din Maramureș și am venit în județul Maramureș, nu mai știu, eram câți kilometri de Baia Mare, mașina poliției venea din sens opus, da. eu totdeauna am pun, eu sunt plătitor de amenzi, dar să nu depășesc punctele, știi? Da. Adică era limita de viteză 100, știam că la 150 mi-a carnetul și mi-am pus pe pilot automat la 145. Meream cu 145, mașina poliției venea așa, după ce au trecut de mine, mi-au prins alea, eu am văzut în oglindă, m-am dus da. frumos, am tras pe dreapta, n-am fugit, că dai seama că merge cu 300, îi pierdeam de tot am oprit și ați avut 155. Zic, domnule, n-am avut, eu am, exact, pe nu că ați avut, vă iau carnetul. N-am mai stat să mă cer că să vă zic, îi dau judecată și exact. ei trebuie să dovedească că am avut 155. Iată, în judecată, asta a fost acum, în primăvară am avut proces acum în, în noiembrie da. și au cerut avocata mea certificatul de la metrologie, că fiind în sens exact. așa, are eroare, am mai câștigat în proces așa. Și aveau ră, certificatul de metrologie al radarului la poliția din Maramure și expirat din 2014, de acum 8 ani de zile, Căline. 2014. Wow. De ce îmi blau cu un radar expirat de acum 8 ani de zile, mă pune să plătesc avocat, mă duc în judecată, acum ar trebui să mă îndrept eu împotriva lor penal, pentru că au făcut un abuz în serviciu. El nu avea dreptul să-mi ia mie carnetul cu un radar expirat în 2014. 1. Exact. doi, am filmulețul țirat după ce terminăm podcast, nu se vede numărul de mașină deloc, decât se vede o mașină neagră printre alte mașini. Și pe filmulețul ăla se vede că mașina mea avea 155 și celelalte mașini aveau 70, noi eram în spate lor. Cum am dus eu cu 155 și cu 70, deci nu are cum, știi? Da, adică da. e evident, dacă tu știi că yeah uh -huh. minister de interne sau de aceea că ți-a expirat la nu mă mai îmi iei carnetul sau nu mai, adică polițistul la nu l-a întrebat, băi șefule, tu mă trimis pe, pe, mine la serviciu să stau să-mi pierd timpul pe aici, să iau carnete la fraier care le câștigă în judecată cu un radar expirat de 8 ani de zile, de 8 ani de zile, adică nu se poate așa ceva. Da, pentru că puține lume dă în judecată, mulți plătesc și aia asta, e, a, nu a, să profită și, ei, asta profită, știi? Da, cât merge, merge, că nu merge și să că... nu se vadă și dacă nu era expirat la, dar nu vezi numere mașină deloc, 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 niciun pic, nici măcar B de la București sau BV da, de la da, Brașov da. sau ceva, adică cum cum îmi iei tu carnetul dacă tu nu vezi numărul la mașină? Da, asta este foarte ciudat. Și am fost oprit noaptea, tot așa, pentru viteză. N -am, nu mi-a luat carnetul, dar mi data dat mers și am zis, Bă, da, eu nu am văzut voi numărul de matriculare. Voi mi -ai văzut, văzut pe mie numărul. Și păi nu, că plus nu știam radarul ăla, cum îți vede mașina, cum noapte, lumini, chestii, dar... Într-adevăr, de foarte multe ori sunt, cred că se merge pe ideea, las, luăm la mulți, puțin pierdem, pentru că ce-am observat de asemenea, că și-am avut procese cu poliția și am văzut că nu merg în instanță cei care ți l-au luat, au, e omul lor care merge. Nici măcar ăsta, au trimis doar actele, nici măcar nu s-a prezentat cineva. Numai, da. Da, da. Dar tu trebuie să mergi, da, tu trebuie să da. mergi la avocat, să vorbești cu el, trebuie să-ți faci drumurile și după aceea, na. da. Pe de altă parte, cred că în fiecare domeniu sunt și uscături. Nu prea... nu de uscături, dar bă, eu ca șef al omului ăla, că omul ăla nu-i de el e un lucrător, băi, are și el un salariu, e polițist, asta este, are un job. Dar îl trimit pe omul ăla meu cu un radar expirat de 8 ani, adică nu e ok, știi? Nu... nu este ok, dar și omul ar trebui să-și verifice radarul, că dacă tot se urcă... Bun, și zice, șeful e expirat de 8 ani, da. du-te mă la muncă că te dau afară, adică... Atunci clar, <laughs> atunci clar că merge cu ce da. are. Da, ce să zic, în toate domeniile găsim. Eu am dat și de mulți polițiști foarte îngăduitori, faini, oameni faini. Sunt, dar da, ăștia cu școală, știi? Ăștia care s-a din mediul privat și tot felul de fetițe de astea cu părul vâlvoi și cu țățile pe afară și cu unghiile atâta te oprești, adică mie mi-e rușine, mie de rușine ei cum se prezintă în fața mea ca organ de ordine și publică sau ceva, Deci da, sau da, pus da. de ăștia cu barba făcută fancy pe la barber shop și cu câte 3-4 își dau coate să uită și deci că-s gașcă de aia venit de la club aici pe chei, mai ales că mă duc eu acasă pe cheiul Dâmboviței da. și acum când am venit era pe partea altă, cred că erau 10-15 polițiști și 3-4 mașini care erau unul cu un pistol, de-aia toți erau în spate lui să uitau și râdeau și își dădeau coate și opreau oameni. nu e atitudine normală, adică Normal. eu umblă tot Europa ca și tine, nu mă oprind niciodată poliția să fensi cu părul dat cu gel pe spate și cu barba făcută. N-am văzut așa ceva, nici în Germania, nici în Anglia, nici în nicăieri, știi? Da, adevărat. Eu, sincer, nu prea am fost oprit în străinătate. Nici eu. Nu mi-amintesc față de, na, cum ești oprit aici, într-adevăr, în România de foarte multe ori pentru mașină. Sau să o vadă, sau să socializăm, să-și facă da, un prieten, să, să ne, își știm, fac o poze, să, 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 să ne să... știm, da. Dar, na, dacă te oprește și doar își faci o poză, aici că e bine, dar de multe ori te oprește și te caută. Adică ai să văd ce nu ai, după ce te-a oprit, exact, te da. să se uite, Bă, dar tu ai să centură. Vată. Băi, dar mi-am dat-o jos, că acum că m-ai oprit la 200 metri, când am văzut că oprești exact. opresc mașina, mi-am dat jos centura adică... Exact, exact. Da, na, sperăm cu timpul că o să fie bine și facturile la energie o să-i facă pe mulți mai, mai bun la suflet, deși da. durerea nu prea te face bun la suflet. Da, e o perioadă foarte tristă, să zic așa, și de mare confuzie pentru oameni și mai ales oamenii care nu au acces la informații, televiziunea sunt cum sunt, sunt plătite de cine sunt și e foarte greu să mai găsești o informație reală sau așa și de multe ori nu se dă o informație reală ca să nu intre lumea în panică ca și da, asta, cu blackout sau ceva, zice, bă, luați-vă ulei, saci de dormit, generatoare, nu o să fie blackout, dar să aveți acolo acasă, adică da. genul ăsta de informație <laughs> să transmite, știi? Nu vine blackout, dar luați-vă generator. Nu au voie, deontologic, un politician sau un, cum e ăsta, arafat cu situații de urgență, dar, bă, vedeți că vine sigur blackout-ul și că intră lumea în panică, adică sar să gard și rup mult de mână generatoare. Adică nu pot să zici așa ceva. Adică zic foarte, foarte volat. Adică, na, asta este. Da, dacă vom intra cu adevărat, eu, eu cred că cei care sunt consumatorii vulnerabili, considerați casnici, nu o să intre în, back, în blackout. Dar consider că, mai mult ca sigur, și anul acesta o să fie întreprinderi care nu o să aibă energie, pentru că sistemul non-casnic consumă 75% din energia totală. Adică consumul mare este acolo, la cei care fac na, partea industrială. Și 25% consumă cei 8,4 milioane de consumatori casnici cât avem noi acum în România. Ei, în momentul în care o să vină un blackout, cei care au parte de producție vor fi afectați, însă indirect vom fi afectați și noi. Pentru că cei care au curent o să mărească prețul la produsul respectiv. Așadar, într-adevăr, e bine să fim și noi la adăpost, nu cred că e cazul, am fi prima țară din lume care am lăsat consumatorii caznici fără curent, însă în timp, eu, eu din ceea ce văd și ce analizăm, într-adevăr, va fi tot mai puțină energie, pentru că populația lumii crește. A fost și întrebarea asta la oameni. de ce crește prețul energiei? Crește pentru că noi creștem ca și populație și sunt mai multe locuri de consum, însă, rețelele noastre de la noi din țară nu mai duc. Nu, ele la maximul lor, nu mai duc. Tu faci un parc, vrei să-l conectezi și nu poți să-l conectezi că n-ai... Sunt ai... vechi, nu? Sunt vechi. Sunt foarte vechi, da. Ele au fost gândite pe 20 de ani, făcute de Ceaușescu. Multe dintre ele au depășit. Plus că afară, stâlpi, cum am și eu la Frumușan, stâlpi pia pe acolo, mai bate vântul, mai cad, se rupe firele, mai zboară o pasăre. Normal, ele ar trebui pe sub pământ băgate, nu? Uh, firele de înaltă, de medie, de nu, care? Nu, de astea de trec până sat, acolo. De... A, da, normal, tot, tot, ce este mai nou se bagă prin pământ, da, este clar. Uh, însă problema mare la noi sunt alea de înaltă. Alea de înaltă sunt foarte vechi, sunt făcute din fier. Și atunci au dintre... Alea de le... fac gălăgie când treci pe lângă ele, nu? Da, da, fac <laughs> energie, uh, fac gălăgie, când, mai ales când este umiditate în aer. Uh -huh. uh, problema este cu ele, pentru că noi nu avem cum să transportăm energia. Deci, de exemplu, acum dacă vrei să mergi în Dobrogea, să mai pui o eoliană, Îți dă termen 2030. Adică noi. Aici e cea mai mare problemă. Că, că noi, nu au capacitate de transport. Exact. Nu mai este... Deci noi nu putem rezolva doar cu hai să facem eoliene. Pentru că le faci și nu poți să le conectezi. În plus, mai avem o situație foarte tâmpită cu ATR-urile. Adică sunt mulți care vin, vor să facă și au un ATR, dar Ce nu aviste de racordare. Adică tu zici, ok, vreau să-mi pun un parc de 5 MW. Ei avizul, ai voie să spui parcul, dar tu nu-ți-l mai faci. Cât-ți e calculat, au schimbat legea, taxa. Dar ei au... în evidență figurează ca și cum ar fi parcul făcut. Ca și cum zona este ocupată. Cum ar veni. Și nu, nu mai dă. Și eu care vin după ei spun eu, chiar vreau să fac parc, am banii pregătiți să-i dau drumul, zice, pe păi da, dar nu mai avem loc. Pe păi de ce? Păi uite, atreurile și nu mai este loc. Și atunci noi în România, la ora actuală, avem o situație foarte proastă pentru faptul că noi dacă vrem să construim pe anumite zone, nu poți, că nu ai unde să conectezi. Și a apărut acea știre că în Ungaria nu mai dau voie la prosumatori să se conecteze. Atunci nu mai dau voie la parcuri. Dar situația din Ungaria este foarte semnătoare cu ce o să avem noi anul viitor. De aceea nu cred eu că prețul va scădea pentru că și dacă faci 10.000 de parcuri în România, deci la unguri nu mai poți să faci ca la noi, să ți pui panouri acasă și te conectezi la rețea națională. Poți să ți pui panouri acasă, dar nu poți să -ți le pui industrial. Aha. Adică nu adică poți să faci să banii... Da, să faci bani din asta. Ei au oprit partea aceasta. Din ce nu mai cauze? E, nu mai au cum nu să transporte. Da, unde să Acum accident în ziar, -și, mi a trimis un prieten un link, îți arăt, o, o firmă de afară investește la rad 800 de milioane de euro pentru un parc de ăsta fotovoltaic uriaș. eu cumpărat-o și câte 10, 100 de hectare și bagă 800 de milioane da. de euro pe ea. însă gândesc când nu au cum să transporte curentul respectiv. Eu aud astfel de, de monstruozități de știri de ani de zile. Că nu știu care parc se face acolo, 800 de megavați. Păi unde să pui 800 de megawatts? Că trebuie să construiești linie de la zero, iar linia respectivă costă de 10 ori mai mult decât Poate din cauza că, că sunt aproape de graniță s-au gândit că Spune. nu Că consezi linie și mere ușor în afara a țării sau ce păi s-ar fi tot gândit? Tot pe linie trebuie, deci tot o linie trebuie ca să fie, na, trebuie mărită capacitatea. Deci și dacă o pui în afara, trebuie să mărești capacitatea de transport în exterior. De asta ei înainte ca să vină cu astfel de știri să ne spună și nouă de unde iau ei banii, distribuția de zonă, ca să întărească linia respectivă, că altfel vine, blochează ATR-ul pe cine știe ce capacitate și eu care vreau să fac și 10 MW, nu pot că vine ăla cu 800, dar nu-i mai face. Doar a blocat zona respectivă. Și atunci, asta cred că ar trebui să se întâmple la noi în țară, pe partea de energie. Îmi dau și eu cu părerea na, ca și politicienii. Dar cred că asta ar trebui. Băi, hai să rezolvăm partea aceasta cu ATR-urile astea, să le lăsăm o lună, două, trei, expiră, n-ai început, a expirat. Pentru că noi vrem să rezolvăm, să facem energie și nu mai putem. Este o hartă publică unde vezi fiecare zonă din țară cât mai este liber și poți să te injectezi. Este pe site-ul de la Transelectrica. Mm -hmm. Și de pe 8 zone câte sunt, trei zone, zero, Adică în zona respectivă e full. E full. Și celelalte zone nu mai au, nu știu, au câteva sute de megavați. Uh -huh. Deci, ce îmi spune mie harta respectivă? Mie harta respectivă îmi spune că noi o să avem o mare problemă anul viitor, pentru că chiar dacă vrem să producem energie, nu poți să te conectezi la rețeaua respectivă. Și atunci, ce am făcut? Noi asta trebuie să rezolvăm. Rețelele pentru că altfel și nimeni nu vrea să le facă, eu ca și investitor nu vreau să întăresc rețeaua respectivă. Eu vreau să-mi dau 10 milioane pe un par de 10 MW, nu vreau să mai dau încă 80 de milioane să-mi fac linia de transport. Așa scump e linia de transport? Foarte scumpă. Trebuie linia de transport și trebuie și stații electrice. Pentru că eu ca să ajung în linia de înaltă, trebuie să trec printr-o stație. Pentru că eu injectez în medie. Și stația e scumpă? Stația este nouă, stație e 80 de milioane, o stație de liniștită. euro? Da. Wow. 80 milioane de euro, da. Cei care investesc în parcurile eoliene, de exemplu, de la Cogealac, cele care sunt aproape, na, când sunt în Dobrogea, unde este vânt, au făcut stația lor, proprie, pentru că au vând 500, nu, 700 de megavați. La 700 de megavați îți faci și stație, că este în regulă. Da, e dar eficient, dar la eu 100 vreau nu să fac, faci. Eu vreau să fac 10 megavați și mă zice da, mă, dar trebuie să întărești linia, cât? Încă 10 milioane. Păi, nu are nicio valoare financiară să fac lucrul acesta. De asta eu zic mare atenție anul viitor cu prețul energiei și în perioada următoare, pentru că dacă ar exista o soluție reală și măcar m-aș bucura, zic, bă, uite, aia e soluția, lasă, facem parcuri și scade prețul. Singura soluție este descentralizarea. Adică fiecare să se să aibă, bazeze să fie independent. Din toate punctele de vedere, și apă, și energie și, apă, și tot absolut. Adică vin vremuri grele, trebuie exact. să fim independenți. Să... Exact. Asta este, asta este cel mai bun sfat pentru a putea să ai liniștea familiei. Mă, ești tată de familie. Fii responsabil. Adică ia de la concediu respectiv, nu te mai du la mare, că oricum uh, mergi degeaba, și investește bani în protejarea familiei tale. Exact, dar după aia poți să mergi la mare în România, să te bucuri de litoral sau eu știu unde se mai merge acum. Bă, da, după ce te-ai pus la adăpost familia, că altfel Normal, nu o -ți de la... bani pe distracții. Le-a venit facturile acum mari și zic, aoleu, nu mai dăm mâncare la copii. De ce? Că puteți factura la energie. Păi bun, mă, da, Vezi pe perioada următoare ce o să faci. Normal. Nu te baza pe legea nu știu care că îți plafonează prețul. Bază de pe tine. Cred că am cam toate subiectele, nu? Care a vrut să le. Mai crezi că e un subiect care nu am atins. Adică mai vrei să discutăm despre ceva anume? Nu, no, nu, no, nu, no, cred că Cred că eu am atins, nu? Că am pot. să ating și eu partea de investiție, 10.500 cu 500 de euro, pentru că a explicată și eu ca o doamne, dacă mi-a dat cineva pentru 10.000... Păi să ți-am spus și eu, că aș vinde tot, de euro. De toate acțiunile și ți-ați ție banii să-mi dai 60% de bani, știi? Doamne, ar fi excelent. <laughs> da, într-adevăr, acolo nu am punctat eu foarte clar faptul că a fost Dar doar, e foarte important doar, pentru, pentru, că pentru luna august. Se a fost speculează ranament. imediat, Căline, știi? Cu ți imaginea o imagine a unui om de afaceri este cea mai importantă și oamenii de-abia așteaptă ca noi să zicem ceva greșit sau să dăm o declarație greșită sau eu am zis că o să ajungă benzina de exemplu 15 lei când au făcut atunci 8 lei acum în iarnă, primăvară și de atunci am scris oamenii, bă, dar ai zis că o să fie benzina 15 lei, nenorocitule ne mi-a vândut mașina din cauza ta da, da, am cumpărat au pus la, a pus în cămară benzina, da, 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 da. mi-a vândut mașina din cauza ta mulțumesc da. mult de tot, Găline și eu mulțumesc Mersi mult mulțumesc. de tot mi-a făcut plăcere, o reală plăcere și pare rău că, îmi pare rău că n-am avut timp mai mult, dar deja au trecut două ore și ceva, că sigur mai aveam wow. subiecte de discutat de copii. Eu te admir foarte mult că ai cinci copii și că ai avut <fie> curajul. E, e foarte, cum să zic, că Eu trebuie să fii un om foarte responsabil să poți să faci cinci copii în ziua de azi și înseamnă că chiar iubești copii și ești un om familie și asta apreciez foarte mult la tine. 5 și... copii, 18 pisici, 3 câini pești. De animale mi-a spus, da sigur mai facem un vlog împreună, că sigur o să ne solicite oamenii să mai discutăm și de animale. Și am 15 pe și 4 pisici. Wow. Dar recuperez, Bravo. Mersi mult de tot. eu mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi. A fost un vlog lung de două ore ceva, dar na, multe, multe de povestit, multe lucruri de aflat noi. Cred că v-am dat idei multe și v-am schimbat puțin optica și mentalitatea și părerea despre mine, despre Călin și în general de-aia e bine să avem o discuție liberă totdeauna, Eu totdeauna caut pace și Călin la fel, el a venit cu, cu propunerea de a face un vlog împreună. Pacea e cea mai bună, promovez asta ca și creștin care practicant și mă duc la biserică, să nu ne urâm unii pe alții, să găsim o înțelegere, să ne iubim și să fie totul bine. Doamne ajută să ne auzim, să ne vedem cu bine!